Bună seara, stimați telespectatori! Sunt Deniz Rifa. Începe emisiunea 40 de întrebări. Iată regulile emisiunii. Îi voi adresa invitatului meu 40 de întrebări. Pentru fiecare întrebare va avea două minute să răspundă. Dacă îi mai rămâne timp, iar eu consider că este necesar, invitatul poate folosi timpul rămas pentru a răspunde la celelalte întrebări. De asemenea, invitatul meu are dreptul să refuze să răspundă. Să începem. O am alături de mine în această seară pe omul de televiziune, Adriana Bahmuțeanu. Bună seara! Bună bine seara. Azi, Bine te-am găsit! Despre dumneavoastră știm așa. Aveți 47 de ani și ați trăit până acum câți alții în 10 vieți și totul în lumina reflectoarelor. V-ați dorit de mică să ajungeți jurnalist, dar celebritatea nu v-a adus o presă scrisă, ci emisiunile de televiziune gen tabloid. Sunteți prima și singura femeie pe care eu o cunosc, în care a fost căsătorită de 5 ori cu același bărbat, și anume omul de afaceri Silviu Prigoană sursa celebrității dumneavoastră este strâns legată de scandalurile cu fostul soț, dar și de emisiunile amendate de CNA pe care le-ați prezentat. În plan personal, vă pregătiți să vă căsătoriți a șaptea oară și aveți doi copii. Vrem ca prin intermediul celor 40 de întrebări să aflăm cum este cu adevărat Adriana Bahmuțeanu, omul din spatele articolelor de presă. Sunteți pregătită? Bineînțeles, de da, vă aștept. Începem. V-ați născut pe 7 mai 1974 da. în București, fiind primul copil al familiei. Ați locuit în carierul Pantelimon și faceți parte din generația care a crescut cu cheia la gât. Nu ați uitat nici astăzi bananele ascunse de mama pe șifonier și mirosul de sarmale gătite pe reșoul electric. Vă citez. Ne era greu pentru că nu aveam gaze, așa că sarmalele alea fierbeau o zi întreagă și toată casa mirosea. De multe ori ați fost acuzată că sunteți materialistă și că v-ați căsătorit cu un milionar din interes. Dumneavoastră ați declarat însă, vă citesc din nou, nu am vrut să fiu săracă, îmi doresc confort, orice om vrea mai mulți bani și eu vreau să am o bătrânețe liniștită, să am siguranța materială și să-mi cumpăr un lucru fără să mă uit la bani. Nu vreau să am grija zilei de mâine. Acum 20 de ani îmi luam haine din piață, apoi un timp le-am făcut eu. Îmi luam ruși de la tarabă, acum iau de firmă din magazine bune. Urmează întrebarea. V-au adus banii fericirea? Banii n-aduc niciodată fericirea, dar o întrețin. Și e adevărat, îmi place confortul. Și am avut în viața mea și bani foarte mulți, o geantă plină de bani. Și am avut și un leu în geantă și un copil bolnav în brațe cu care am ajuns la urgență la spitalul de copii. Dar m-am descurcat. Asta este important. Pe mine mama m-a învățat să am întotdeauna pâinea și cuțitul în mână. Și m-am bazat întotdeauna pe profesia mea. N-am stat la cheremul soțului meu, care era milionar. Am lucrat, exceptând lunile în care am născut și imediat după. Și vreau să spun că mi-a prins foarte bine lucrul ăsta pentru că altfel m-aș fi plafonat. Uh, am făcut cu soțul meu un partaj voluntar, eu de bunăvoie, n-am avut bunuri de împărțit, pentru că am considerat că este necinstit să iau munca la care eu nu contribuisem cu nimic. Până la urmă erau banii lui, proprietățile lui și capul lui de pereți. Dar, pe de altă parte, m-am bazat pe mine și întotdeauna mă bazez pe mine și da, și azi mă duc să-mi iau și ruși de la tarabă, dar și ruși de firmă, și îmi permit să am o viață frumoasă și să trăiesc bine și confortabil. Nu îmi lipsește absolut nimic. Mulțumesc! După ce v-ați angajat la postul de televiziune al lui Silviu Prigoană, acesta a început să vă facă o curte asiduă. În cele din urmă, dumneavoastră ați cedat. Ați folosit așa. Nu am mai scăpat de el. Și am stat vreo lună să ne ascundem, după care se mutase la mine. Deja știau toți colegii, mi-era foarte rușine. I-am zis, știi cum facem? Eu plec de la postul tău, Că nu are rost. Mă simt da. foarte prost. El mi-a spus: Nu mai ai nevoie să mai lucrezi, te țin eu acasă. Nu a stat mult acasă, v-ați întors din nou la muncă, în televiziune. Astfel, după un început de carieră în presă, în care făceați interviu cu președintele României și îl luați la întrebări pe primul ministru, până la urmă ați devenit cunoscută publicului pentru emisiunile de divertisment. Întrebată dacă aveți regrete, ați spus că relația cu Silviu Prigoană v-a zdruncinat cariera din temelii. Vă citez. Probabil că aș fi rămas tot în domeniul ăsta al presei serioase sau cine știe, aș fi avut alte oportunități mult mai importante să evoluez în carieră, dar da, relația cu Prigoană mi-a afectat foarte mult viața profesională. Urmează întrebarea... Ce v-a făcut celebră? televiziunea sau căsătoria cu un milionar? Și una și alta. Eram celebră în televiziune înainte să-l cunosc pe Silviu Prigoană. A insistat foarte mult să vin să lucrez pentru el. Îi spunea directorului de programe să o aducă pe păpușa chinezească să lucreze la el. Și îmi pare rău că aceste scandaluri din viața personală mi-au afectat cariera. Între timp, M-am întors la presa serioasă, deci mi-am mai îndeplinit un vis pentru că îmi doream să reiau lucrul cu presa serioasă, dar asta este viața. Odată ce încep să faci emisiuni serioase, eu și am început cu emisiuni politice, cred că poți să faci orice în televiziune. Adică e, acest domeniu este, cum să spun, atât de greu, încât după aceea totul ți se pare floare la ureche. Dar între timp m-am maturizat și emisiunile astea tabloid... Nici n-au mai fost așa spre deliciul publicului, mai ales în pandemie. Din motivul ăsta m-am reprofilat și cred că sunt uh, unul din puținii jurnaliști care a spus și a avut un cuvânt de spus și în ultimii ani, dar și uh, un jurnalist care și-a păstrat conștiința. Eu n-am mințit, n-am luat bani de la stat, n-am luat bandă de la partide ca să vin să mint poporul cu televizorul. Ceea ce pentru asta îmi vine să mă pup. Mă crezi? Bine, mulțumesc. V-ați căsătorit și ați divorțat de Silviu Prigoană de 5 ori. Pentru că era greu de conceput și de înțeles acest lucru, au apărut speculații cum că totul nu e decât o campanie de promovare făcută pentru bani. Însuși Silviu Prigoană a pus paie pe foc spunând așa Mai un divorț, mai altul, la al patrulea s-a prins presa că s După aia ne-am pus pe făcut copii Mi-am creat o anumită notorietate O companie de publicitate de la Cluj a calculat că dacă ar fi fost cazul să mi fac notorietatea pe care am avut-o la un moment dat M-ar fi costat peste 80 de milioane de euro Nu știm dacă fostul soț a glumit sau nu Cert este că dumneavoastră l-ați contrazis oricum. Vă citez. Nu a fost niciun show de televiziune. Nu am regizat nimic. Nu am pus la cale nimic. Toate scandalurile au fost autentice. Am albit în urma acestor incidente din ultimii 10 ani. Ba sunt doamna prigoană, ba nu sunt. Viața mea e un soi de demență. Am plecat odată în cămașă de noapte. Urmează întrebarea. Cine a câștigat mai mult din scandaluri? Dumneavoastră sau fostul soț? Nimeni. Și cel mai mult au pierdut copiii noștri, din păcate. Toți anii ăștia pentru mine au fost un carusel emoțional. N-a fost vorba de nicio regie, dar fostul meu soț, așa este el, îi place să glumească. Cred că dacă aș fi câștigat, de exemplu, un premiu Nobel pentru pace, n-aș fi fost atât de faimoasă cum am devenit în urma acestor scandaluri repetate cu fostul meu soț. Ce s-a întâmplat, de fapt, ca să înțeleagă lumea? Aveam o ceartă conjugală, după care uh, mergea și uh, intenta divorț. S-a întâmplat într-o zi să fim în același pat și să-mi spună, vezi că sună poștașul, ți-a adus citația. Pentru că între timp, mă rog, depășisem cearta conjugală, dar rămăsese... Uh, Pe acțiunea. Exact. Asta a fost, dacă aș fi știut ce mă așteaptă, nu m-aș fi angrenat în uh, căsnicia asta, dar... Uh, în momentul în care m-am căsătorit, mi-am dorit din tot sufletul să meargă și cred că am, tras, am fost singura care am tras de căruță. Dacă stau să mă gândesc, până la urmă nu eu am băgat divorțurile, el le-a băgat. Eu am fost cea mai tolerantă femeie posibilă din țara asta, mai ales că eram cunoscută de la televizor. Cred că sunt foarte multe femei, la fel ca mine, care tolerează până la urmă toanele unui soț, care bate în șală, bate umilește, ba te face să te simți ultima găină din îngostat și așa mai departe, de dragul de a ține căsnicia, care căsnicie nu mai e căsnicie, e căsnicie de la caznă. Ar trebui să fie o ferie, dar e o căsnicie. Da. Asta este, asta e viața mea, mi-am asumat-o și Până la urmă, eu am fost cea care a pus punct. Și s-a desfăcut căsătoria din vina lui. Mulțumesc. Despre mama dumneavoastră. Ați spus că v-a protejat, a avut mereu grijă de dumneavoastră și de nepoți, și că este capabilă de sacrificiul suprem pentru copiii săi. Petruța Toma da. este una dintre cele mai vocale mame din showbizul românesc și a ieșit de fiecare dată în presă ca să vă apere. Atunci când fostul soț va ataca. An la rând i-ați scris mamei mesaje emoționante de ziua ei de naștere. Citesc dintr-un mesaj din 2019. La mulți ani, mama mea dragă, te iubesc și îmi doresc să ai o viață cât mai lungă și o bătrânețe senină și liniștită. Să te țină Dumnezeu sănătoasă, mă mândresc cu mama mea. Vreau să știu cât de mult ați făcut-o pe mama să sufere. Mm. Urmează întrebarea. Este mama mândră de dumneavoastră? Acum da. Acum este mândră de mine. În perioada aceea când eram cu fostul meu soț, nu era mândră. Mergeam și eu și ea cu capul în jos pe stradă. Ne era rușine de lume. Ne era rușine că am intrat în panorama și în circu E adevărat, mama a sărit să mă apere că orice cioară și apără puiul. Este firesc să se întâmple asta. Dar a suferit enorm. Am suferit și eu lângă ea. Și la un moment dat mi-a spus că ea... E în stare să meargă până la sacrificiu suprem dacă această poveste nefericită nu se termină cumva. Acum am înțeles că am luat decizia cea mai bună, deși tot de la ea am învățat că trebuie să faci sacrificii în căsnicie, trebuie să tolerezi toanele bărbatului, trebuie să te ții cu casa, să ții cu bărbatul tău, indiferent ce s-ar întâmpla. Uite, acum i-am arătat că nu e așa. Am depășit etapa aia în gridul familiei, învățămintele familiei, le-am schimbat în stilul meu și am înțeles că am dreptate. Când i-am spus că o să mă despar de Silviu Prigoană, n-a fost de acord. Și am zis, gata, da, eu nu mai pot. Am două variante. Ori divorțez, ori ajung la Balamuc cu Magiun în venă. N-am de ales. Deci dacă nu pun punct, nu mă văd bine. Peste 10 ani o să fiu bolnavă psihic. Și până la urmă am înțeles cu greu. A zis, da, mă, dar aveți copii, da, mă, dar nu e ok. Hai mai stai, hai că poate își revine, nu și mai revine nimeni nu știu cine și devine, dar e clar că eu voi claca. Și până la urmă a înțeles că asta a fost decizia mea, a acceptat-o cu greu, dar a acceptat-o. Și îi mulțumesc pentru asta. Îi mulțumesc că mi-a crescut copiii și mi-a acceptat nervii. Mulțumesc. Vă citesc. Am crescut într-un cartier muncitoresc în Pantalimon, unde bătăile erau la ordinea zilei, unde violența domestică era la fel, la ordinea zilei. Era o chestie știută și acceptată de toată lumea. Nu pot să zic că am trăit într-o familie fericită și foarte iubitoare. L-ați descris pe tatăl dumneavoastră ca fiind un părinte critic, autoritar, rece emoțional, care venea stresat de la muncă. Considera că bătaia este ruptă din rai, prin urmare, de multe ori vă altoia pe dumneavoastră și pe sora mai mică. Atunci când aveați 20 de ani, tata v-a mărturisit că el nici măcar nu și-a dorit copii. Ați povestit așa. El își dorea doar să se căsătorească, pentru că astea erau normele sociale. Și ar fi dorit să călătorească, să nu aibă obligații, să aibă o nevastă cu care să se distreze și cam atât. Urmează întrebarea. Când s-a bucurat tata Havare? Cred că eram deja mare, lucram în presă și l-am dus la o operație și am salvat viața. Și atunci așa da seama că dacă poate nu eram eu, nu mai eram viață. Relația noastră s-a îmbunătățit în ultimii ani, înainte ca el să moară, Dumnezeu să-l odihnească. Are aproape un an de când a murit și a murit în pandemie și am făcut scandal pe la toate spitalele că, pentru că aveam dreptul ca familie să intrăm inclusiv la ATI. Și am intrat inclusiv la ATI și acolo de față cu doctor, cu alți pacienți, cu asistentele care se strânseseră cârd. Mi-am cerut iertare de la el și a început să plângă și a zis, da, tu n-ai de ce să ți ceri iertare de la mine. Eu trebuie să-mi cer iertare de la tine. Și am plâns amândoi, am bocit în ATI-ul ăla, înțelegi de... mi-a cam cămașa de pe mine. Îmi pare rău că a, fost, a avut o viață foarte grea tata. A fost un copil care a fost foarte bătut și foarte chinuit și veste transmite transgenerațional povestea asta. Eu acum am oprit-o cu copiii mei după ani de muncă și de terapie, dar dacă tot suntem la emisiunea asta, vreau să înțeleagă oamenii că ce învățăm de la părinții noștri sau de la aparținători nu e întotdeauna în regulă. E în puterea noastră să schimbăm lucrurile. Pentru că dacă tata a făcut un lucru, nu trebuie să-l faci și tu și nu trebuie să-l transmiți mai departe copiilor tăi. Lui îi mulțumesc pentru că de la el am învățat foarte multe lucruri. Tata a fost autodidact, a citit până în ultima clipă. Ne-a rămas de la el moștenire o bibliotecă de cărți și avea o cultură vastă. Am moștenit de la el dorința asta de a învăța carte. Mulțumesc! În ciuda durității sale. Tata a fost cel care va a învățat să înnotați și tot el va a dat lecții de educație sexuală, lucru cu atât mai surprinzător cu cât în perioada comunistă până și mamele se jenau să le vorbească fiicelor despre aceste aspecte intime. Ați povestit așa. Intrasem la liceu și flirtam deja cu băieții. Într-o zi, tata m-a chemat în bucătărie. Își improvizase niște planșe pe un perete și avea un băț pe post de indicator. Există un fenomen care se întâmplă și la fluturi, și la mamifere, dar și la oameni care se numește reproducere. Și a început el lecția pe un ton grav și trebuie să fii pregătită pentru asta, că ești fată mare. Pe mine mă pufnea râsul din când în când, dar tata rămânea calm și sobru și își continua lecția. Tot de la tata ați învățat onestitatea, curajul de a spune lucrurilor pe nume și să fiți autodidactă. Astăzi tata nu mai este, Anul trecut, la moartea sa, i-ați mulțumit pentru tot ce v-a oferit în viață și pentru că v-a ales să-i fiți fică. Mesajul dumneavoastră a fost cu atât mai emoționant cu cât vă citez: Eu l-am urât pe tata și l-am judecat multă vreme. Urmează întrebarea: Când nu v-ați mai urât tatăl? Cred că în ultimii 10-15 ani, când ne-am. Ne ne-am refăcut relația, am înțeles ce-i se întâmplat, se mi-a povestit, uh, i-a părut rău că nu s-a ocupat de noi așa cum ar fi vrut, și ne-am uh, ne reluat relația. Ajunsesem cei mai buni prieteni înainte să moară. Uite, când vine să plâng că are puțin și face anul săracul și îmi pare rău că nu mai ești. Când, când ai părinții în viață, ți se pare așa, easy, lasă că nu mă duc asta să-i văd, lasă că o să sun mâine, lasă că e când nu mai e atunci îți dai seama că, de fapt, ești, încep să devii copilul nimănui, știi? Îmi pare rău că s-a dus așa și s-a prăpădit. Chiar când, când, era mai, mai frumos. Mulțumesc! Aveți o soră mai mică cu un an, Anca. Ați spus că venirea ei pe lume v-a stârnit o mare gelozie. Spre disperarea părinților, o chinuiați ori de câte ori aveați ocazia, mușcându-i degetele până îi le După ce ați crescut, relația cu sora s-a schimbat. La îndemnul dumneavoastră a ales să lucreze și ea în televiziune. Anca pare să fie la fel de impetuoasă ca și dumneavoastră în viața sentimentală. Presa a scris că prima căsnicie a surorii dumneavoastră a durat doar 24 de ore. Mirele a dispărut în noaptea anunții, cu tot cu banii adunați la petrecere, și tot el a cerut anularea căsătoriei. În calitate de sora mai mare, vreau să-mi spuneți când ați început să vă protejați sora. Urmează întrebarea. Cum v-ați luptat pentru sora dumneavoastră? Păi, în primul rând, am protejat-o de atacurile presei, pentru că ea săraca nu avea nicio vină că eu devenisem celebră și că ziarele scriau despre sora Adrianei Bacmuțeanu și ea nu știa să răspundă la vremea respectivă. E adevărată povestea cu căsătoria ei și mi-a părut foarte rău că i s-a întâmplat asta, dar s-a întâmplat și noi, familia, am stat lângă ea și am uh, ocrotit-o în perioada respectivă, am, uh, am îngrijit-o. Uh, Mi-am protejat sora toată viața. Deși în copilărie eram geloasă, era o gelozie fraternă, e mai mică decât mine cu aproape patru ani și mi-am dorit un frățior. Și când mama mi-a spus că avem o surioară, am văzut negru în fața ochilor. Dar până la urmă ne-am împăcat și am sprijinit-o în viață și și am a sprijinit pe mine. Ne sprijinim și acum una pe cealaltă și avem o relație foarte bună și ea mi-a crescut copiii, ea l-a crescut pe cel mic, pe Eduard și îi mulțumesc pentru asta. Îmi pare rău că, uite, vezi, nici ea n-a reușit să-și facă până acum cel puțin o căsătorie fericită, dar poate pentru că nu are copii s-a atașat foarte mult de copiii mei, de nepoții ei. Ce frumos! Mulțumesc! Cele mai șocante amintiri din perioada școlii sunt despre tratamentul dur și violent la care v-a supus prima dumneavoastră învățătoare. Vă citez: A fost un coșmar ne bătea pe toți. Îmi era așa de frică de ea încât eram foarte timorată. Venea pe la spatele nostru și ne dădea câte un capac. Ne punea scoci la gură, ba chiar rupea coada de mătură pe băieții mai răsăriți. A venit mama unui coleg și a luat-o de păr pe învățătoare în fața noastră. Mama mea nu a știut mult timp că învățătoarea mă trăgea de păr și mă bătea cu linia la palmă. Urmează întrebarea... De câte ori Ați ascuns bătăile îndurate. De foarte multe ori am vorbit cu mama acum, recent, despre povestea asta și îmi spunea că ea nu-și dădea seama că eu sufeream la școală, pentru că acasă nu spuneam nimic. Mă întreba cum a fost și spuneam că a fost bine. De ce? Și la fel ca mine toți copiii din clasă. Pentru că ne obișnuisem cu lucrul ăsta nou, ni se părea la vremea respectivă ceva normal ca învățătoarea să ne articuleze. Dacă s-ar fi întâmplat acum, în această epocă în care trăim, ar fi fost la pușcărie doamna învățătoare. Pentru că se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu, bătaia era tolerată și mai toate cadrele didactice articulau așa copiii, mai băteau, îi mai ciupeau, le mai dădea cu linia la palmă și așa mai departe. Ba chiar am văzut la o clasă vecină un copil care stătea pe coș de nuci în, într-un colț. Deci era ceva îngrozitor. N-am -am spus lucrurile astea pentru că am crezut că așa trebuie să fie la școală. E, după Uh, mult timp mi-am dat seama că uh, lucrurile ar fi trebuit să stea cu totul altfel și cred că asta este marea problemă a tuturor celor din generația mea și de după uh, mine. Faptul că n-am avut această educație socială la școală, nu ni s-a spus ce e bine, ce e rău, nu ne-a învățat nimeni să venim să raportăm un abuz, un abuz de orice natură, o bătaie, un abuz de natură sexuală. Au fost și abuzuri sexuale în acea școală, nu asupra mea, dar asupra altor uh, colege. Nu ne-a învățat nimeni să spunem lucrurile astea. Era, într-adevăr, teama cea mai mare ca fetele să nu rămână gravide. Asta era pe vremea lui I. Ceaușescu. Dar bătaia era considerată atunci ca fiind ruptă din rai, din păcate. Îmi pare bine că s-au mai schimbat lucrurile acum, dar eu a trebuit să învăț singură ce înseamnă să te porți în societate, să ai o relație, să știi să-ți aperi drepturile până la urmă. Uh -huh i ascuns doar bătăile îndurate la școală, mamei? Vă dau timp. Nu numai. Și bătăile cu primul soț. Mulțumesc. Mergem cu prima întrebare roșie. În 1992, pe când aveai doar 18 ani, ați fugit de acasă cu iubitul dumneavoastră, omul de afaceri, Cosmin Bahmuțan, cu care v-ați și căsătorit. Ați povestit așa. Ne-am cuplat și ne-am logodit pentru că el era dintr-o familie de preoți și a considerat că este bine să ne facă o logodnă ca să nu facem păcate în fața lumii. Apoi ne-am căsătorit fără să știe nimeni din familia mea. Această primă căsnicie a dumneavoastră avea să se transforme într-un coșmar. Soțul dumneavoastră era gelos, Vă bătea, așa că a plecat de acasă doar cu hainele în care erați. Ați spus că primul soț va a urmărit luni la rând pentru ca, într-un târziu, să vă viziteze în casa prietenei în care locuiați. Vă citez: A scos un pistol și mi l-a pus la cap. A zis, ori te împaci cu mine, ori te împușc. Am avut tăria de caracter să-i zic, ok, împușcă-mă, eu la tine nu mă mai întorc. Nu v-ați mai întors, ați divorțat și pentru că fostul soț nu v-a permis să i păstrați numele, ați apelat la un derivat, Bahmuțeanu. Urmează întrebarea roșie. De câte ori vi s-a pus pistolul la tâmplă? O singură dată, dar a fost suficient. A fost de fapt apogeul unei relații absolut toxice pe care îmi doream de multă vreme să o închid și nu aveam puterea să mă rup de ea. Până la urmă am pus punct, am plecat, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, uite că n-am murit, sunt aici în viață, pentru că era evident că el nu m-ar fi împușcat în momentele alea. Și deja începusem să învăț, deja începusem să citesc și știam că cei care își agresează partenerele, soțiile, iubitele, sunt de fapt în interiorul lor niște oameni slabi, ba mai mult niște psihopați. Asta s-a întâmplat, sunt foarte fericită că am reușit să mă rup din acea relație toxică și da, mi-am mi -am schimbat numele administrativ pentru că eram cunoscută deja în presă ca Adriana Bahmuțan și nu aveam cum să semnez altfel. În vremea aia lucram la evenimentul zilei și era o tragedie când am divorțat pentru că nu, nu puteam semna cu numele meu, el nu ne dându un voie. Și până la urmă am rezolvat și această problemă. Am rămas în relații bune cu sora lui, cu fosta mea cumnată, Chiar ne-am văzut acum câteva luni, două luni, când a venit în România. Ea locuiește în Statele Unite și am ieșit la masă. Și îmi pare rău că s-a întâmplat asta și că el nu s-a schimbat absolut deloc nici acum și nu a învățat nimic de la viață și a rămas același terorist al partenerelor lui din viața de după mine. Îmi pare rău și îmi pare rău că am nimerit eu așa. Îmi pare rău că n-am salvat timp, că în momentele alea aș fi putut să salvez timp. Eram foarte tânără. Aveam 18-20 de ani, dar ne-am căsătorit așa, dintr-o fiță, nu neapărat că ne doream neapărat ca să arătăm că avem o relație de ochii lumii, dar îmi pare rău că n-am terminat-o mai repede și le sfătuiesc pe toate fetele care au de-a face cu agresori la prima palmă să plece și să nu se mai uite înapoi. Pentru că după prima palmă timp. vine și a doua, vine și a treia și vine Apocalipsa, ca la mine, pistolul în cap. Ce faci dacă ne mergi cu apa să pătrăgaci? Bine. Mulțumesc. Mergem mai departe. Sunteți absolventă a Școlii Superioare de Jurnalistică și susțineți că ați vrut să lucrați în presă de când vă da. știți. La început ați colaborat la publicația liceului, apoi v-ați găsit un post de reporter la un ziar din provincie. Familia nu a fost deloc încântată de profesia pe care v-ați ales-o. Mama aproape că a albit când a aflat că ați fugit de la bunici și ați răbătut de una singură jumătate de țară pentru a realiza un reportaj. În ceea ce privește începuturile în televiziune, mama primului dumneavoastră soț susține, o citez, soțul meu a dus-o prima dată să lucreze în televiziune. Datorită nouă e aici. Din prima zi de facultate am școlit-o. Urmează întrebarea... Cui datorați cariera în televiziune? Cred că mi-o datorez mie, în primul rând, pentru că am fost o fată săracă, fără pile, fără, fără relații și am intrat să lucrez în presă fără ajutorul nimănui. Mi-am dorit să lucrez în presă de la 10 ani. Și la 10 ani, când m-am dus cu bunica la Suceava, într-un sat acolo, pentru că n-am putut eu să-mi fac reportajele cum aș fi vrut, am venit înapoi la București. Am luat o căruță, după aia am luat un tren și după aia alt tren și m-am întors acasă. Deci, m-am descurcat. Cum m-am descurcat la 10 ani, m-am descurcat și după aceea în viață. Dar este adevărat, fosta mea soacră avea o cunoștință care lucra la acea televiziune. Și, pur și simplu, m-a introdus la o discuție cu unul dintre șefi. Mai departe, a fost munca și talentul meu să fac o emisiune care să aibă succes. Și, după aceea, la fel, am lucrat doar în televiziune. Și în presa scrisă e adevărat, dar am lucrat în presă și eu zic că am făcut rating foarte mare pe unde, -am, pe unde am circulat în toată lumea asta. Și nu-mi este rușine de ce am făcut. Cariera mea nu se datorează neapărat poveștii cu Silviu Prigoană. În televiziune, dacă nu faci cifre într-o zi, nici a doua zi, nici a treia zi, ești pe făraș. Despre asta discutăm, despre cifrele de audiență. Și s-a demonstrat că mi-am făcut bine treaba. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Chiar dacă dumneavoastră ați declarat că primul soț era foarte violent, inclusiv cu propria familie, fosta soacră v-a acuzat că a plecat de acasă pentru Viorelis, Lis, care era atunci primarul Bucureștiului. O citesc. Am mințit că merge la coafor, și nu s-a mai întors. La început eram liniștită, dar când am aflat că avea o relație cu Lis, m-am schimbat. Cosmin a urmărit-o și a înțeles că e adevărat ce scria în ziare. Moșul i-a dat bani ca să își ia discuri. Sunt convinsă că a fost cu Lis, de-aia a plecat de acasă. Corneliu Vadim Tudor a insinuat că fostul primar al capitalei va fi dat și dumneavoastră o casă, așa cum a procedat și cu alți jurnaliști și artiști. La rândul său, Viorel Lis a spus așa, niciodată nu aș putea să vorbesc de relațiile intime cu alte femei. Vreau să știu dacă v-a dat Viorel casă. Da, casă. Urmează dat... întrebarea roșie. V-ați iubit cu Viorel Lys? Nu, m-am iubit cu fostul meu soț, care, într-adevăr, a primit o casă de la Viorel Lis. Cosmin Bahmuțan, cred că locuiește și acum în casa primită de la Viorel Lys de pe vremea când era producătorul emisiunii mele. Deci casa a rămas la el pe numele lui. Nu am beneficiat eu de acea casă. Pe fosta mea soacră o anunț de pe acum că va primi o citație la un proces, va trebui să și demonstreze afirmațiile pe care le face în presă. Deocamdată eu sunt persoana publică, nu fostul meu soț și nu dânsa. Îmi pare rău că nu are o bătrânețe liniștită nici acum, dar... Din păcate, știu foarte multe lucruri din interiorul acelei familii pe care nu vreau să le spun la televizor. Dar va primi citație. În ceea ce privește, nu mai știu, mai era o parte de întrebare relațiile mele sau cum mi-a dat discuri. Nu, nu știu la ce vă referiți. Da? Fosta soacră. Fosta soacră primește citație. Să-și vadă de bătrâneței. Da? Bine. Mergem mai departe. În 2020 Ați candidat la primăria sectorului 1 da. București din partea Partidului Ecologist. Vă citesc. Eu sunt ecologistă de mai mult timp, sectorul 1 este cel mai bogat sector al capitalei, dar și cel mai văduvit. De asta vreau să candidez. Ați atacat-o pe contracandidata dumneavoastră Clotilde Armand încă din prima zi a campaniei electorale a acesteia, când ați provocat-o să spună dacă știe imnul României. Analiștii politici au observat că dacă din Clotilde Armand v-ați făcut o țintă, pe candidatul PSD Daniel Tudorache, care era primar în funcție, l-ați scutit. Citez un titlu din presă. Adriana Bahmuțeanu, candidată la primăria sectorului 1 ca iepure, scos din joben de PSD. La alegerile locale din 2020, v-au votat doar 1044 de bucureșteni din sectorul 1, iar cea care a câștigat primăria a fost Clotilde Armand. Vreau să știu dacă dumneavoastră chiar ați crezut că aveți o șansă reală în acele alegeri și dacă sunteți astăzi înscrisă într-un partid. Urmează întrebarea. V-ați lecuit de primărie? Nu. Nu, nu m-am lecuit de primărie. Uh, am vrut de mai multe ori să candidez când eram căsătorită cu Silviu Prigoană, dar el nu m-a lăsat. Deși primisem oferte mult mai serioase. Din partea unui partid mult mai serios. Și anume PSD, că pot să spun lucrul ăsta. Dar pentru că el nu m-a lăsat că trebuia să stau la cratiță, mi-am văzut de cratiță și mi-am văzut degeaba de cratiță că s-a ales praful de ea. Și atunci, după ce am terminat cu divorțurile și cu cele 114.000 de înfățișări pe la tribunale, când am primit această propunere, era cu o lună înainte de alegeri, iar candidatul celor de la ecologiști avea niște probleme penale și trebuia să-l înlocuiască. Cineva, o prietenă, a venit și mi-a propus: Uite, dacă vrei, poți să candidezi chiar așa pe ultima 100 de metri. Și da, chiar așa pe ultima 100 de metri, eu sunt mândră că am luat o mie și ceva de voturi, în condițiile în care voturile de la sectorul 1 știm cu toții că au fost furate, au fost mănărite, s-au dat pe toate posturile imaginile cu saci cu voturi. Uh, am avut o întâlnire mai puțin uh, plăcută cu doamna Armand, dar e adevărat, e o figură colorată și total atipică în spațiul politic românesc, fiind singura bebelușă albă din Guadalupe, care a venit să ne învețe pe noi carte și să vede ce nenorocire a făcut la Sunt la Să, vă rog, să atentă la limbaj. Sunt atentă la limbaj. Iar în ceea ce privește pe bietul fost primar, ce să mă iau de el, că m-am luat de el și, și de el de vreo două ori, dar săracul este cum e apa și pământul, adică N-ai cum, un om mai moale și mai slab, n-am văzut în viața mea ce să-l mai atași, că era săracul la pământ. Era frică și să apară într-o -o emisiune de televiziune. mi a spus că nu v-ați lecuit de primărie. Ce înseamnă asta? Aveți asta înseamnă că serioase? o să vedem ce se va întâmpla în viitor. Nu sunt Mafalda să prevăd viitorul, dar da, dacă voi primi o propunere serioasă, da, voi candida. La primărie sau nu în general încât. în politică? O să vedem. Vedem la vremea respectivă. Vă mai dau timp. Faceți parte dintr-un partid? În momentul ăsta nu. Dar de exemplu, și Dan Diaconescu mi-a propus la vremea respectivă să candidez din partea PPDD și la fel n-am avut cum. Și îmi pare rău, poate astăzi aș fi avut o altă viață, o altă soartă, aș fi reușit să fac ceva pentru România. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. La începutul carierei de jurnalist, Ziarul din Iași la care erați corespondent, va a cerut să faceți un interviu cu Ștefan Bănică Junior, da. care se bucura de un mare succes după liceenii Rock and Roll. Însă acel articol nu a mai apărut niciodată, deoarece primul dumneavoastră soț, care era foarte gelos pe actor, nu v-a permis să vă duceți la întâlnirea programată pentru interviu. Culmea este că peste mai mulți ani, când erați vecini de bloc, Ștefan Mănică Junior chiar va făcut avansuri. Dumneavoastră nu mai erați căsătorită în acel moment, iar artistul abia divorțase de Mihai la Rădulescu. Vă citesc. Eu voiam să fim doar prieteni, iar insistențele lui m-au făcut să îl îndepărtez de mine. Ne vedeam zilnic, aveam ore similare de plecat de acasă. Am fost de câteva ori și în casa lui. Eu aș fi vrut ca el să fie ca frățiorul meu, iar el voia altceva. Nu mi-a plăcut de bănică junior ca bărbat. Nu e genul meu. Eram mai înaltă ca el. Ce să fac cu el? Au trecut de atunci peste 20 de ani. Acum, dumneavoastră, sunteți o femeie matură. Care a trecut prin multe. Urmează întrebarea: Ați regretat vreodată că ați spus nu? Nu, am regretat că am spus în presă povestea asta. Nu că am spus nu, pentru că e adevărat, nu e genul meu de bărbat, dar m-a luat gura pe dinainte, ca de obicei, și am spus că da, e adevărat că mă tot suna, mă tot dacă deja se aflaseră uh, afla și ei de abia se despărțiseră el și Mihaela. Și în casa mea veneau, venea toată echipa uh, de la Duminica în familie. Eu fiind iubita unui uh, reporter de acolo. Deci mine în casă, pe vremea aia, nu erau atâtea restaurante. Pe vremea aia în casă se făceau șprițurile, întâlnirile între prieteni și așa mai departe. Îmi pare rău că m-a luat gura pe dinainte, pentru că uh, Ștefan Bănică este un artist pe care îl stimez și nu merita să dau eu din casă o poveste care a ajuns așa în presă. Nu regret că n-am avut o relație cu el. Mulțumesc! Ați fost pe cine cu Mihaela Radulescu și da. spuneați că vă îmbăcați bine, însă în 2009, în cadrul emisiunii pe care o prezenta, Mihaela v-a reproșat că discutați prea mult despre viața ei personală. Ați replicat imediat că o faceți pentru că este vedetă. Iar ulterior, ați scris pe blogul dumneavoastră, citez, dacă el ar fi fost om obișnuit, Mihaela s-ar mai fi căsătorit cu el, dacă nu-i comin comentariile mele, să mă dea în judecată. Mai apoi, i-ați reproșat vedetei că și-a păcălit publicul pentru că a anunțat că se retrage din televiziune, dar a revenit peste puțin timp cu o emisiune la un alt post TV. V-ați certat cu ea și în 2013. Dumneavoastră făceați atunci reclamă la un brand de tigăi, iar Mihaela Rădulescu a comentat așa ăia cu Utigaia au cerut românilor un feedback la vânzări pe un eșantion reprezentativ de babe românești. Iată raportul primit. Arză o ar făcut pe Bahmuțean ca asta, numai cu ea în cap i-aș da. E greu de tradus pentru șefii americani, dar ne bazăm pe Google Translate. Vreau să-mi spuneți ce loc credeți că ocupă Mihaela Radulescu în istoria televiziunii române post-decembriste. Urmează întrebarea. Ați făcut pace cu Mihai Radulescu? Sigur că da. Evident că în acea perioadă știrile mondene, știrile tip tabloid, făceau deliciul audienței și asta era rolul meu să comentez. Eu eram jurnalist comentator, apăream și la televiziuni, scriam și în presă. Deci, din asta am câștigam existența, criticând sau aruncând un ochi critic asupra evoluției vedetelor de pe micul ecran. Evident că ne-am împăcat, evident că este în continuare o figură importantă în televiziunea din România. Adică, e o persoană pe care o recunoști ușor pe stradă dacă o duci în piață la obor. De exemplu, dacă duci în piață la obor, și acolo eu vreau să spun că este testul cel mai teribil. În piață la obor, după oricine, să vezi dacă îl recunoaște omul de rând care vine la piață. Dacă îl recunoaște și oamenii îl simpatizează pe respectivul și vor să facă poze. Înseamnă că este ok Altfel nu, dacă nu-l bagă nimeni în seamă E un cal mort, cum se zice Da, Mihaila Rădulescu este în continuare o figură importantă Știu că s-a împăcat și cu Andreea Marin Și nici nu cred că au fost certate De altfel atât de tare Cred că a fost tot o invenție O uh, gogoriță a uh, presei Că nu cred că se păruiau ele așa De fiecare dată Dar da, am avut și eu câteva ieșiri Din condei în care am criticat-o Pentru faptul că a spus una Și a făcut cu totul invers și aici, da, n-am criticat-o numai eu, a criticat-o toată presa, din câte mi-aduc aminte, și am susit critica. Și în momentul ăsta avem o relație civilizată, dar ne vedem rar că ea e pe la Monaco, și eu sunt am rămas pe aici, pe malul Dâmboviței. Mulțumesc! Când v-ați prezentat să dați o probă la televiziunea lui Silviu Prigoană, patronul nu a fost tocmai încântat de ținuta dumneavoastră. Îl citesc. Adriana era îmbrăcată cu pantalon mulați panteră niște cizme și avea un decolteu foarte generos. I-am spus că a greșit intrarea și că arată ca o femeie de moravuri ușoare. Domnișoară, discoteca e ușa următoare. Când mă îmbrăcați decent, putem să avem o discuție. V-ați supărat și erați gata să plecați, însă cei din echipa televiziunii v-au convins să mai rămâneți. Vă citez. Am făcut proba cu asociatul lui Prigoană de la firma de salubritate, un domn eugen. Și l-am luat tare cu salubritatea și cu gunoaiele din București, și cu nesimțirea, și cu gunoierii care cer șpagă, și cu faptul că nu fac curat pe străzi și au banii de la primărie. L-am făcut pe domnul eugen de a zis, gata, asta e ce ne trebuie, e tare în gură, hai să o luăm. Urmează întrebarea, când nu a mai fost suficient să fiți tare în gură? Toată viața am fost tare în gură și mi-a folosit teribil lucrul ăsta. Am spus întotdeauna lucrurilor pe nume, am spus ce gândesc, indiferent de consecințe și să știi că e mai, mult mai bine așa, pentru că pot să spună oamenii orice despre mine. Dar un lucru nu pot să-l spună, că sunt o mincinoasă sau că i-am păcălit cu ceva. Viața mea a fost o carte deschisă toți anii ăștia, și în viața personală, dar și în cariera din televiziune. Și în televiziune, dacă nu ești cață, dacă nu ești tare în gură, n-ai ce să cauți. Femeile normale, prezentatoarele normale, alea mai soft, așa mai moi, trebuie să se ducă acasă, nu să stea la televizor. La televizor trebuie să fii taf. Puternică, mai ales când ai de-a face cu bărbați. Dacă, făcând emisiuni politice, știi și tu foarte bine cum e să faci emisiuni politice, ai de-a face cu bărbați care de multe ori se încaieră în emisiune. Sau alte ori îți fac avansuri, sau alte ori nu știu cum să o dea după cirești ca să te porți mai blând cu ei. E, nu se poate așa. Mi-a folosit foarte tare faptul că am fost tare în gură și că am spus lucrurilor pe nume. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe. În 2003 v-ați căsătorit pentru prima dată cu Silviu Prigoană, dar ați divorțat imediat după luna de miere. În ianuarie 2004 v-ați jurat din nou credință, pentru că în luna mai să divorțați a doua oară. În august 2005 v-ați recăsătorit, dar la începutul anului 2007 ați bifat al treilea divorț. V-ați împăcat după aproape 2 ani, în mai 2009, dar liniștea a durat numai 3 ani. În vara lui 2012, dumneavoastră și Silviu Prigoană v-ați certat și ați divorțat a patra oară. De Paște, în 2013, v-ați căsătorit a cincea oară, iar în primăvara lui 2015 ați ajuns la al cincilea divorț. Ultimul. Vă citesc. Nu erau divorțuri din motive serioase. La un moment dat eram în aceeași casă și mi-a spus că a venit poștașul cu citația, iar el a băgat divorț. Mi-a povestit. Ne duceam apoi. Și ne împăcam pe la tribunale. Noi doi vom fi legați toată viața. Avem împreună doi copii. La întrebarea care a fost misterul atâtor mariaje cu același bărbat, ați răspuns așa. Mi-a fost greu să scap de magnetismul lui, de asta m-am și întors de atâtea ori, pentru că era ca o vrajă. Sufeream enorm când ne despărțeam, plângeam, nu-mi reveneam luni de zile. Urmează întrebarea. A fost Silviu Frigoană, marea dumneavoastră dragoste? A fost dragostea de la vremea respectivă. Știi ce, te rog să-mi dai mie foaia cu documentarea, că nu mai știu uh, desfășurătorul divorțurilor. A fost dragostea de la momentul respectiv. Nu pot spune că a fost marea mea dragoste, însă am avut o relație de tip fachirul cu cobra. Eu eram cobra și el era fachirul pentru că în momentul în care... Și n-am avut o relație foarte bună, deci a fost un carusel, o relație elastic. <coughs> în momentul în care ne iubeam, ne iubeam cu patimă și în momentul în care ne certam, ne certam cu patimă și ne despărțeam cu patimă. Și nu puteam să mai ies din cercul ăsta vicios. Mi-a fost greu la fel să rup această relație și am rupt-o târziu după ce mi-am dat seama că mi-expun copiii unui stres inimaginabil. Copiii mei au fost motivul pentru care am decis să pun punct căsniciei cu Silviu Prigoană. El n-a dorit asta. Eu puteam să stau bine mersi și acum, să fiu o doamnă, să stau în cea mai frumoasă casă din București, dar nu m-aș fi simțit bine deloc și ar fi, nu știu, cred că aș fi ajuns la spitalul nou. Am mai zis și asta. Până la urmă am făcut pasul cel mare și mi-au trebuit ani de terapie, ani de lucru cu mine ca să-mi dau seama. Cât am de recuperat, cât am de reconstruit la propria persoană, unde am greșit. Unde ați greșit? În foarte multe privințe am greșit. De exemplu? De exemplu pentru că am fost foarte tolerantă. I-am tolerat foarte multe lucruri lui Silviu Prigoană. La fel, de dragul de a păstra căznicia. I-am tolerat amante, amantlăcuri, jigniri, umilințe și așa mai departe. Până când am zis gata, stop, eu nu mai pot. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. Căsătoriile și divorțurile, împăcările și scandalurile au ținut ani la rând prima pagină a ziarelor. Ați susținut că mariașele cu Silviu Prigoan au fost presărate și cu episoade de violență fizică, nu doar verbală. Și că acestea ar fi început chiar din prima lună de miere. Vă citez. S-a întâmplat la Amsterdam, eram la masă și eu am vrut să beau bere. El nu m-a lăsat că nu vrea el și ne-am certat, m-a lovit. Fostul soț a replicat așa, pot fi acuzat de orice, numai de violență nu. Nu am agresat-o niciodată pe Adriana, nici pe copii. Pe Adriana a bătut Dumnezeu, ce să o mai bat și eu. S-a scris inclusiv că fostul soț vă bătea cu pliciul. Iar dumneavoastră spuneați râzând în 2011 că ați atârnat faimosul plici, în bradul de Crăciun. Pe de altă parte, jurnaliștii susțineau că, într-un moment de furie, i-ați fi aruncat fostului soț proteza pe geam, lucru pe care l-ați negat. Vă citez: Toate acestea sunt legende urbane. Prigoana nu a bătut niciodată cu pliciul, dar ne-am bătut parte în parte. Vreau să știu: Ce valoare sentimentală a avut pliciul în familia dumneavoastră? Urmează întrebarea roșie. De câte ori v-a prigonit prigoana? Da, Dumnezeu mai știe, de foarte multe ori. Povestea pliciului este adevărată. Silviu Prigoană, fiind un tip căruia nu-i plac produsele chimice pentru curățatul casei sau pentru spray de muște. Și atunci aveam foarte multe pliciuri de muște în casă și hârtie de aia, știi, ca la țară pe care să se lipească muștele. <laughs> Uite că râd și cameramanii. <laughs> dar așa era, jur. <laughs> Și că zicea că e toxic să dai cu spray de la că ți intră chimica la nas și că nu e ok. E și pentru că aveam pe toate fotoliile mesele câte un plici, îți dai seama că era obiectul cel mai la îndemână să te iei la omor, la încăierat. Și evident că ne-am bătut cu pliciurile, da, m-a bătut cu pliciu, recunosc, dar l-am bătut și eu pe el, înțelegi? Ne băteam parte în parte. Dar nu mai vreau să vorbesc de lucrurile astea. Este urât. Este urât ce se întâmplă și mie, poate povestea mea a fost, cum să spun, mai expusă și prin prisma faptului că eram amândoi persoane cunoscute, dar se întâmplă multe case din România. Ca oamenii să se certe, să se ia la bătaie, ea să plece la masă cu catrafusele și cu cățelul sau cu copiii după ea și, până se întoarcă. Se întâmplă foarte multe familii la care nu se ajunge până la tribunal. Tribunalul e așa, sperietoarea, ultima soluție. Dar oamenii se ceartă și se împacă. Și asta e ceea ce se numește o relație toxică. Nu recomand nimănui să stea așa. Dacă sunt episoade din astea, eu cu mintea mea de acum aș pune punct din prima. N-aș mai sta să mă umbilească nimeni, să mă jignească nimeni, să mă bată nimeni să-mi spună cineva pe un ton răstit, ieși afară că asta e casa mea și nu e a ta. Da, v-a luat niște ani. Mi-a luat niște ani, da. Mulțumesc. Continuăm cu o întrebare da. roșie. Printre multele acuzații pe care vi le-a adus Silviu Prigoană, a fost și aceea că obișnuia să pierdeți nopțile prin oraș. Îl citez. Plecată de sâmbătă, de la 11, Adriana a mai revenit duminică la 4, beată, moartă. Se ținea de garduri, făcea circ și poliția mă întrebat pe mine. De ce nu o luați în casă? Pentru că este în stare evidentă de ebrietate și este violentă în băție. Cirul pe care îl face la poartă îl va face și în casă, de față cu copiii. Dumneavoastră ați replicat, eu nu sunt o așa cum încearcă el să vehiculeze. Mai beau un șpriț, o bere. Aș vrea să știu dacă alcoolul este plăcerea dumneavoastră vinovată. Urmează întrebarea roșie. Ce vicii are Adriana Bahmuțeanu? Fumez. Din păcate fumez și nu mă pot încă lăsa de fumat. E următorul meu obiectiv, de fapt, să mă las de fumat. Um nu cred că m-a văzut cineva cu capul la bordură beată moartă. Deși pe vremea când eram mai tânără, chiar umblau paparații prin oraș, nu ca acum că s-a mai tăiat bugetul. Nu cred că am fost în... Am mai băut un șpriz la o petrecere, că este firesc, dar nu cred că am fost chiar de mândră minune. Dar n-aș vrea să comentez declarațiile fostului meu soț. Dacă mai ai întrebări tot cu fostul meu soț, mai lasă-mă! Mai punem și alte întrebări, că pe bune am obosit. La capitolul adică, notăm... Da, fumez. N-am încercat niciodată substanțe din astea așa, prafuri, n-am încercat, deși mi s-a oferit. Și în rest, întreabă-mă ce plăcere am, că am plăcerea să dorm dimineața. Dacă mă trezesc dimineața de vreme, la 6-7 dimineața, sunt toată ziua cu nisip în ochi. Dacă mă trezesc biologic la 10... Sunt perfectă toată deci, Deci ora biologică pentru dumneavoastră da. este ora 10. Exact. Asta e plăcerea la când vă Foarte târziu. 2-3 dimineața. Sunt obișnuită cu emisiunile de seară dintr-o altă epocă și încă nu mi-a trecut. Stau până seara oricum să mă uit la emisiuni, la debate deci mă culc foarte, foarte târziu. Și atunci 10, 10 și jumătate îmi place să mă răsfăț dimineața în pat. Și da, mă trezesc cu o cafea și o țigară, chiar mai multe. Mulțumesc! După aproape patru ani de procese, judecătorii au decis în 2019 ca cei doi fiei dumneavoastră să locuiască cu tatăl lor, dumneavoastră primind dreptul de a petrece două weekenduri pe lună împreună cu ei. Vă citez. M-am gândit să-mi iau zilele, dar am zis că mai bine trăiesc pentru copiii mei sună rău la prima vedere pierderea custodiei, dar nu e chiar așa, pentru că am obosit și m-am săturat ca acești doi copii ai mei să fie folosiți în războiul dintre mine și tatăl lor, când ei, de fapt, nu au nicio vină. În plus, copiii au crescut și la el au mult mai multe condiții decât ar putea avea vreodată la mine. Vreau să știu de ce ați pierdut custodia copiilor și cât va a costat sufletește să acceptați această idee. Urmează întrebarea unde ați greșit ca mamă? N-am pierdut nicio custodie. Noi avem custodie comună. Asta e o știre fake din presă. Deci nu am pierdut nicio custodie. Am multe greșeli ca mamă, că nu există părintele perfect pe lumea asta. Toți părinții greșesc, indiferent că ești mamă sau e tată. Procesele noastre s-au oprit acum în urmă cu vreo 2 ani, atunci când a început pandemia în acea perioadă. Și s-a oprit pentru că m-am dus la tribunal și am cerut judecătorilor să nu mă mai judece, să nu mai continue acel proces care dura de ani de zile, în care se stabilea domiciliul copiilor. Unde să locuiască copiii, la mine sau la prigoan. Pentru că se măriseră, pentru că deja s-a anunța pandemia și pentru că eu aveam un apartament cu trei camere, i-am rugat pe domnii judecători, domnule, lăsați-i să stea la taică, că oricum n-au cum să stea la mine în perioada asta. Lăsați-i acolo că este mai bine pentru toată lumea. Ei oricum dacă vor să vină în vizită, vin oricând. Și în plus, în toți anii ăștia, i-am crescut mai mult singură că tatăl lor n-a prea venit să ia la vizită. Nu știu dacă știți și lucrurile astea. Dacă ar fi să o luăm așa pe firul istoric. Deci, Uh, am avut foarte multe procese, în sensul că fostul meu soț mi-a intentat o grămadă de procese, plângeri penale, reclamații și așa mai departe. Vreau să merg la Guinness Book împreună cu avocata mea, dar n-am avut timp să ne înscrim la Guinness Book pentru că am fost cea mai hărțuită, nevastă, fostă nevastă din România, dacă nu chiar și din lume, dar avem în continuare custodie comună. Copiii vin la mine foarte des în vizită. Vorbim la telefon și avem o relație foarte, foarte bună. Eu cred că acești copii, și în general toți copiii, au doi părinți, mamă și tată, da? Și ambii părinți trebuie să se ocupe de ei. Nici nu contează unde stau, în ce casă. Important este să aibă o relație bună cu ambii părinți, chiar dacă părinții au divorțat. E foarte important pentru Vă sănătatea lor timp. emoțională. Bun. Mulțumesc. În februarie anul trecut. Silviu Prigoană v-a făcut plângere penală pe motiv că nu ați plătit pensia alimentară. Îl citez. Copiii sunt la mine de 3 ani iar ea a uitat să-și plătească obligațiile. În 3 ani a trimis 5.000 de lei și asta după ce am depus o altă plângere penală ca să justifice că ea plătește. Iar de ună zi am mai primit 1.000 de lei. Ați spus că ați plătit până la urmă pensia alimentară și că a fost doar o întârziere, nu un refuz, așa cum vă acuzase fostul soț. Odată cu această nouă confruntare, s-a aflat că până în februarie 2022 ați avut peste 400 de procese cu tatăl copiilor dumneavoastră. Vreau să știu câte dintre aceste procese le-ați intentat dumneavoastră și câte mai sunt pe rol. Urmează întrebarea, cât va mai continua războiul Bahmuțeanu-Prigoană? Nu mai continuă. S-a terminat războiul Bahmuțeanu-Prigoană. Eu am intentat un singur proces, procesul de divorț. Divorțul nostru s-a desfăcut din culpa lui Silviu Prigoană. În rest, el a fost cel care m-a hărțuit în instanțele de judecată și... Câțiva ani de zile eu n-am putut să mă ocup așa cum trebuie de copiii mei, pentru că am fost nevoită să merg în tribunale sau la cercetări penale ca să mă apăr. I-am plătit și pensia alimentară. S-a stins și acest litigiu, dar vezi tu, atunci când un om vrea să-ți facă rău, un om pe care l-a iubit sau care pretinde că te-a iubit și îl vezi că vrea cu orice preț să-ți facă rău, chiar răul suprem, dacă ar ști că nu îi se întâmplă nimic pe lumea asta, cred că el m-ar omorâ și după aia m-ar învia așa ca în Tom și Jerry, ca în desenele animate. Tocmai din motivul ăsta n-am vrut să-i dau apă la moară, nici nu i-am mai răspuns în emisiuni, am evitat orice subiect legat de Silviu Prigoană, tocmai pentru a nu amplifica acest uh, scandal. Am oprit inclusiv procesul de uh, domiciliu al copiilor și m-am gândit așa, dacă ei cât au fost micuți, au stat cu mine, le-am dat baza de siguranță. Nu știu dacă aș citit teoria atașamentului al lui Bolbi, dar acolo spune că în primii 7-8 ani de viață, copilul învață ce aia, atașament și își dezvoltă un stil de atașament. După aceea, hai să o luăm uh, logic, Denis, și dăm voie să spun pe nume. Mie nu-mi place să vorbim așa protocolar. Uh, doi copii care sunt la pubertate, unul din ei adolescent, ar putea să stea cu măsa în trei camere să mănânce ce mănânc eu pe acolo, pâine cu ceapă sau să stea în casa milionarului Silviu Prigoană, care are piscină, casino, loc de joacă, dormitor pentru fiecare copil, cu baie proprie, haine de firmă, mașini nu știu de care, excursii pe toată planeta, că se duc în America și se întorc în aceeași zi în România, dacă ai pomenit așa ceva. Ce puști din țara asta ar sta cu măsa în sărăcie și n-ar sta cu tasul pe Vă rog să fiți atente la limbaj. E copilul meu. <laughs> și îmi permit să zic și așa, dar ce puști ar sta, ce copil ar sta cu maică s să intre camere și n-ar sta cu tai că sunt într-un palat acum pe bune, da? Și n-am absolut nimic împotrivă. Mă bucur că în ultimii ani, în perioada pandemiei, Silviu Prigoana a învățat să fie părinte. Pentru că el a pierdut copilăria băieților lui mai mari. Atunci în perioada era cu afacerile și am muncit foarte mult. Acum chiar m-am bucurat că se ocupă de copiii mei. Este pensionar, hai să luăm logic, da? El este un pensionar de lux, că a fost parlamentar, are o pensie absolut nesimțită și foarte mult timp liber. Deci se poate ocupa de copii. Iar copiii mei n-au nevoie de numai de o mamă, au nevoie și de un tată. Eu cred că sunt doi părinți, doi stâlpi în viață pentru fiecare om. Mama și tata. Dacă n-ai mamă și tată pe lumea asta, o pornești cu stângul cumva în viață. Uite, acum am al treilea copil. Este copilul soțului meu. O să vorbim. Da. Și să știi că este greu și a înțeles greu care e rolul mamei și care-i rolul tatălui. Bine. Mulțumesc. În 2009 ați trecut printr-una dintre cele mai grele încercări ale vieții. Ați născut prematur, iar fiul dumneavoastră a decedat la doar 3 săptămâni după naștere. Ați povestit așa. Eu am rămas gravidă, având un fibrom uterin de mărimea unei nuci. În timpul sarcinii, fibromul creștea, a ajunsese la 6 luni de sarcină să fie cât un grefrut, dacă nu mai mare, aproape cât o minge de fotbal. Am fost internată la maternitatea Polizu și după 3 săptămâni mi-au scos copilul pentru că nu se mai putea ține înăuntru. Avea 26-27 de săptămâni, era foarte mic. După trei săptămâni în care copilul meu a stat în incubator, nu am mai rezistat. Chiar dacă dumneavoastră ați rămas gravidă pentru că medicul v-a garantat că puteți duce sarcina la final și că totul va fi în regulă cu bebelușul dumneavoastră, soțul va învinovățit pentru pierderea micuțului. Urmează întrebarea. Ce nu puteți ierta? Am iertat tot ce se putea ierta pe lumea asta. Am iertat inclusiv această culpă medicală și m-am iertat, iertat pe mine pentru ce s-a întâmplat, pentru că nu a fost vina nimănui, hai să fim uh, serioși. Pur și simplu s-a întâmplat așa pentru că doctorii au plusat unul, unul din cei doi doctori care mi urmăreau sarcina, dorea să ajungă director de spital. Și pe vremea era PDL-ul la putere, cumic, ce să vezi. Adică soțul meu era parlamentar PDL. Asta a fost toată povestea. I-am iertat pe toți, inclusiv pe fostul meu soț care m-a acuzat an de rândul că e mai vina mea. Nu, așa s-a întâmplat, pur și simplu. Așa a vrut Dumnezeu, poate să ne dea o lecție, poate să ne zgâlție, poate să... Nu știu. Dar nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva. Este total împotriva firii ca un copil să moară înaintea părinților lui. Din păcate s-a întâmplat lucrul ăsta și... Îmi pare rău că trebuia să fiu mai atentă și poate să merg la mai mulți medici să mă controlez. Eu am ajuns la polizul uh, cu apa ruptă, uh, terminată, m-au ținut pe un pat cu de cărămizi, trei săptămâni, așa erau paturile, din cărămizi. Nu tai în pas, tai pe cărămizi ca să stai nemişcat. Acum s-au mai schimbat condițiile, dar așa era pe vremea aia. Și nu s-a putut face mai mult. Eu cred că a fost o lecție și pentru mine și pentru Silviu Prigoană. Și de obicei, în familiile în care se întâmplă o tragedie de genul ăsta, soții nu mai rămân împreună. Pentru că încep să-și facă diverse acuzații și se termină toată povestea. Bine. Mulțumesc. Ați spus și mai devreme, mai nou a intrat în viață Blake, băiatul iubitului dumneavoastră. Blake și-a pierdut mama care a murit la doar câteva luni după ce l-a adus pe lume. Când omul de afaceri, George Restivan, a trebuit să se întoarcă pentru o perioadă în America, v-a lăsat în grijă fiul de care v-ați ocupat ca o adevărată mamă. L-ați îngrijit când a fost bolnav, v-ați ajutat să se acomodeze la școală, ați participat la ședințele cu părinții, vă citez. A fost foarte bine pentru că am avut timp să ne apropiem. Îmi zice mamă. Vorbește nativ limba română, dar încă mai avem de recuperat gramatica. Dar prinde foarte repede. Este un copil deștept. Îi place și mâncarea românească. La întoarcerea din America, iubitul dumneavoastră a făcut această declarație. Pentru Blake, Adriana a fost ceea ce înseamnă mamă. Când m-am întors, prima imagine de pe aeroport a fost cu amândoi. Nici o avere din lume nu poate să cumpere asta când îi vezi pe cei iubiți. Ați declarat că vă doriți un copil împreună. Da. Urmează întrebarea. Câtă dragoste de mamă mai aveți de oferit? Foarte multă. Dragostea de mamă e uh, infinită și poate pentru că am pierdut un copil, un băiat, mi l-a adus Dumnezeu în cale pe Blake. Uh, nu știu dacă ar fi semănat băiatul meu cu el, dar așa cum mi-l aduc aminte, avea ochii albaștri și era mai blond. Și cred că uneori există, universul îți dă o compensație cumva. Mulțumesc! Pe actual dumneavoastră iubit, George Restivan, un român stabilit în America, l-ați cunoscut anul trecut prin intermediul prietenei dumneavoastră comune, cunoscuta astrologă Carmen Hara, despre care spuneți acum că vă este nașă spirituală. Vă citez. Ne-am întâlnit, ne-am văzut, ne-am plăcut și ne-am gândit că ar fi mai bine să ne oficializăm cumva relația. Noi deja ne strigăm prin casă soț și soție. Ca să petreceți mai mult timp împreună, George a pus pe planul 2 afacerile sale imobiliare din Statele Unite. În prezent, pregătiți nunta, vă citesc din nou, vreau să mă simt bine. Vor fi în jur de 100-150 de persoane. mi ajunge cu fițele, cu fonfleurile, m-am săturat. Nașii vor fi soții Ghilă, care uh, au casa lui L. Smith din America. Va fi și Ana Maria Prodan, care deja ne-a oferit. Luna de miere la Dubai. Urmează întrebarea. Cât de îndrăgostită sunteți? Foarte îndrăgostită, ca la prima tinerețe. Și culmea este că și George e la fel de îndrăgostit, și mă bucur că ne-am găsit unul pe altul. Vreau să spun că cel mai mare regret al nostru. Este că nu ne-am cunoscut acum vreo 20-30 de ani, ca să avem toată viața împreună, pentru că, într-adevăr, ne potrivim. Suntem marca cu scrisoarea, eu sunt mai aprigă, așa, mai iute, el este mai calm, mai domol, mai, mai așezat și din motivul ăsta ne, ne și completăm. Am stabilit deja și dat anunții, deci probabil la, când vei difuza tu emisiunea vom avea stabilite și toate detaliile. Și asta ne dorim, să avem o viață liniștită de familie. Și de asta spuneam că ne-a fost un pic greu cu acomodarea, mi-a fost greu un pic cu băiețelul nostru pentru că nu înțelegea ce e relație de cuplu. Nu-l văzuse pe taică cu nicio femeie înaintea mea. Georgia, a adus femei în casă, George n-a stat în prezența copilului, a avut o singură relație cu o tipă, dar de scurtă durată și după aceea nu. Și copilul era un pic surprins așa că ne vede că stăm împreună sau că ne ținem de mână sau că ne pupăm încet, încet a început să înțeleagă, încet, încet i-am povestit ce înseamnă mama, ce înseamnă tata, ce rol are fiecare, de ce părinții dorm într-o cameră și copiii dorm în cealaltă cameră. Acum ne-am ne -am apropiat și mai tare și a început și el să, să înțeleagă, dar mi-am dat seama cât de mult a lipsit mama din viață și mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit și mie copilul pe care l-am pierdut. Și de asta spun, în univers există întotdeauna o compensație. Adică Karma se întoarce cumva, știi? Și da, dacă ne mai dă Dumnezeu un copil, mă gândesc că ar fi binevenit. O să vedem. Bine. Mulțumesc. Ați spus că deocamdată vreți să stați lângă copii în țară, așa că iubitul dumneavoastră s-a mutat din America în România. Vă citez. Eu i-am spus lui George din prima seară că eu nu o să mă mut în America, eu am doi copii aici și nu pot să-i las. Legătura mea cu ei trebuie să continue. Ar fi greu să o pot continua la mii de kilometri distanță, chiar dacă există internet, video, alta e când te vezi față în față. Pe de altă parte, ați spus că sunteți conștientă că într-o bună zi veți fi la mare deportare de băieții dumneavoastră Care vor să studieze în străinătate Urmează întrebarea Vă mutați până la urmă în America? Habar n-am Nu știu, deocamdată nu ne mutăm în America Am stabilit de comun acord să rămânem aici nu știu sigur și nici dacă băieții mei vor dori să studieze în străinătate sau în ce țară vor dori să studieze. Să ajungem până acolo și o să vedem. Dar deocamdată George s-a acomodat aici. De fapt, cred că îi trebuia un zvâc așa ca să vină înapoi în țară. El își iubește țara, e român de-al nostru, Ardelean Neaș. Și a început să-i pleacă aici, acum n-ar mai pleca el. Ce crezi? Ne simțim foarte bine. Avem uh, o viață foarte liniștită. Ne sfătuim în toate privințele, asta este cel mai important. Să ai cu cine să vorbești, să ai cu cine să te sfătuiești și să te susții cu partenerul. El când mă vede pe mine mai căzut așa, mă susține, eu când îl văd pe el un pic mai așa, îl susțin. E, e foarte frumos. Ce mi se întâmplă și e foarte frumos. Ce ni se întâmplă, m-aș bucura să trăiască toată lumea o poveste de dragoste atât de frumoasă. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2006 ați prezentat emisiunea Bombazir la televiziunea lui Dan Diaconescu, iar apoi ați semnat cu Canal D. În emisiunea La șuetă cu Bahmu s-au lansat Andreea Tonciu, Sânziana Bruiană sau Loret, fapt pentru care presa v-a declarat, citez, creatoarea piții poancelor cu tupeu. Dumneavoastră le-ați adus pe sticlă și le-ați făcut cunoscute publicului, dar tot dumneavoastră le-ați jignit sau chiar le-ați umilit la concediere. De exemplu, Andrei Tonciu i-ați spus așa, Bine, ieși afară, ieși, hai, ieși, fă pași. Ulterior, v-ați argumentat decizia astfel. Fata asta era apusă pe harță tot timpul, mai ales în ultima vreme de când se crede mare vedetă. Nu făcea niciun efort să învețe cele câteva cuvinte pe care trebuia să le spună când prezenta vremea în emisiune. Pe deasupra, începuse să-i scoată pe invitați seara pe la bambu. Pe Sânziana Burguiana ați etichetat-o mereu cu apelativul pupăză. Iar despre Loret ați spus așa, caracterul ei lasă de dorit, talent la muzică nu are și tot ce știe este să apară în lejerie intimă. Dacă vrea să facă ceva în viață, o sfătuiesc să se mărite cât mai rapid până nu îmbătrânește. Urmează întrebarea roșie. De câte ori ați umilit oameni pentru rating? Nu cred că le-am umilit nici pe ele pentru rating. Pur și simplu așa s-a întâmplat, n-a fost o chestie programată. Dar într-o emisiune, când ai un desfășurător și fiecare actor de, de pe scena emisiunii trebuie să-și facă treaba și nu o face, atunci suportă consecințele. Consecința a fost că Andreea Tonciu, când nu și-a făcut treaba, a nu știu câte oară, a fost dată afară, în direct. Cred că a fost o premieră în televiziune în, în România, faptul că o asistentă TV a fost dată afară în direct. Lucrul ăsta, în schimb, i-a folosit a maturizat-o și uite că a ajuns bine acum. Este căsătorită, are o familie frumoasă și sunt ziana la fel. În culise se întâmpla să le învăț una și alta, mai puțin la televizor. Dar făceau și bucății nasoale, adică Apăreau pe prima pagină cu tot felul de... cădeam în multe din capcanele presei, ca să spun așa. Adică dacă tu lucrezi într-o emisiune și seara te duci și poate te prind paparați într-o postură nepotrivită, a doua zi e clar că ți-o iei de la echipa de producție și de la șefi. Da? E, asta se întâmpla. Am păstrat în schimb legătura cu aceste fete. Am și alte eleve de la alte televiziuni. Bun, ce le învățați în culise? Le învățam să, cum am învățat pe mine mama, să aibă pâinea și cuțitul în mână, că asta este cel mai important, să fie pe picioarele lor, să învețe o meserie, să facă ceva, să-și facă un business, să se căsătorească și să țină de casă. Și uite că țin de casă. E adevărat, Loreta a fost mai nefericită, dar sunt martoră ei acum la un proces. Știți că a avut loc acela. Și îmi pare rău că i s-a întâmplat asta, dar mă bucur în schimb pentru celelalte care. Uite, au reușit să-și facă o imagine frumoasă în ultima vreme, o familie frumoasă, să-și pună pe picioare o mică afacere și așa mai departe. S-au descurcat în viață și am fost un fel de mentor pentru ele, chiar dacă le-am mai tras de urechi. Și ele mulțumesc acum să știi. Mulțumesc și eu. Continuăm. În ciuda conflictelor pe care le-ați avut cu asistentele, în 2021, într-un context destul de neclar, când loreta a fost bătută de un bărbat într-un hotel, dumneavoastră ați fost cea care ați dus-o la spital și ați apărat-o. Ați spus așa, Loreta avea un sân lovit, genunchii făcuți praf, nu voia să meargă la spital pentru că nu avea cu cine să lase fata. Nu avea niciun centimetru de piele care să nu fi fost afectat. Ați arătat că vă pasă de cunoștințele sau prietenii dumneavoastră și atunci când ați organizat o campanie de strângere de fonduri pentru Maria Îndârță, stilistul vedetelor, care era între viață și moarte și care avea nevoie de bani pentru operație. Presa, titra, atunci, citezi. Cine nu are o prietenă ca Bahmu, să-și caute. Vreau să-mi spuneți dacă v-au oprit vreodată resentimentele ca să ajutați pe cineva. Niciodată. Urmează întrebarea. Care este cea mai mare calitate a Adrianei Bahmuțeanu? Cred că sunt empatică. Da. Și înțelegătoare. Nu prea îmi place mie așa să mă laud singură, dar... Da, mă mișcă la suflet când văd că o persoană este în suferință și că pot să o ajut. O fac întotdeauna cu plăcere. Așa s-a întâmplat și în cazul cu Loret. Nu cred că merită nimeni așa ceva. Până la urmă, fata asta s-a întâlnit într-un hotel cu un iubit. Iubitul care a devenit violent, un psihopat de altfel, și uh, i-a făcut ce i-a făcut. Evident că am ajutat-o cât am putut și o ajut în continuare. Procesul este pe rol și mă duc martor Sunt citată ca martor în acest proces Pentru că vreau să o apăr Loreta a avut o viață foarte tristă Și eu știu cât s-a chinuit Și cât se chinuie în continuare ca să-și crească fetița Și nu merită episodul ăsta Și nu merită nici alte episoade Prin care a trecut Îmi pare rău, ea sufletește E un om extraordinar Și uh, e o fată foarte bună Dar a nimerit ca și mine Și ca și alte persoane în niște uh, contexte nepotrivite, cu oameni nepotriviți. Atâta tot. Mulțumesc! În 2010, ajungeați la conducerea EtnoTV și Traf TV, posturi de televiziune înființate de fostul dumneavoastră soț. În calitate de manager, vă propuneați atunci să creșteți profitul și să vă întineriți publicul celor două televiziuni de nișă cu ajutorul câtorva idei inovatoare. De exemplu, plănuiați să realizați show-uri la țară, să difuzați Nunți Contracost, dar și o emisiune de dedicații muzicale, Naked Manele, unde telespectatorii alegeau prin SMS piesa pe care fata de la miezul nopții dansa și se dezbrăca. Mai aveați în plan filmarea de videoclipuri pentru interpreții de manele pe care apoi să le difuzați contra cost. Ați muncit foarte mult să schimbați grila, să aduceți vedete noi și ați sperat că efortul va fi încununat de succes. Atunci, estimați profitabilitatea celor două canale la aproximativ 1 milion de euro din publicitate astăzi. Manelele sunt un adevărat fenomen și domină tendințele de pe YouTube. Vreau să știu care este maneaua dumneavoastră preferată. Urmează întrebarea. Cine a câștigat din pariul dumneavoastră cu manelele? cred că a câștigat publicul pentru că am repus acest gen muzical pe locul lui, adică pe podium. Mie nu-mi plac ipocriții care spun că nu suportă manele, dar pe care îi văd și îi am văzut de multe ori ca jurnalist pe la petreceri private cum ascultă manele morți de beți. Nu, sunt niște ipocriți, niște snob care uh, vor să pară ceea ce nu sunt. Îi apreciez foarte mult pe cântăreții de manele și pe cei de muzica populară pentru că ei cântă live. Ei cântă live ore în șir, fără să se oprească, este un efort extraordinar, pe când unele dintre vedetele pop merg la spectacole, și astăzi, în 2023, cu sticul și cu pozitivul pe bandă, da? deci fără să li se audă uh, vocea. Este un uh, gen muzical care mie îmi place și la Anunte o să avem manele. Avem și o manea preferată, eu și George. Care? Și uh, o melodia lui Vali Vigelie Mie îmi place, mie personal îmi place Florin Salam Și uh, îi apreciez pe toți cei care cântă acest uh, gen uh, muzical Bine, cum sună maneala noastră preferată? A mea, bă, a mea cu George este melodia lui uh, Vali Vigelie Mai stai, mai stai Dăm sărutul nopților de rai Bine, mulțumesc Presa a scris că ați fost scurtată de mai mulți cântăreți de manele. Dumneavoastră ați recunoscut că Dani Mocanu este unul dintre cei care v-au dat mesaje și v-au invitat la cafea. I-ați răspuns așa, mulțumesc mămică, mai ai măgulit, Puteai să fii băiatul meu, mă simt bine, îți mulțumesc. Și pe Leo de la Strehaia l-ați refuzat, vă citez: mi-a trimis un buchet de flori, l-am cunoscut, am stat de vorbă cu el și e un tip ok. I-am spus că există un proverb: decât o noapte proastă, mai bine o prietenie lungă. Și am rămas în relații foarte bune, nici vorbă să insiste. Vreau să știu dacă vă este greu sau ușor să refuzați un bărbat. Urmează întrebarea. Cine a refuzat-o pe Adriana Bahmuțeanu? Nu m-a refuzat nimeni că eu nu fac avansuri. Eu sunt de modă veche și aștept să fiu curtată. N-am făcut avansuri în viața mea unui bărbat. Mi se pare uh, puțin deplasat. Cred că femeia trebuie să rămână pe rolul ei de femeie și să fie feminină, iar bărbatul să fie cel care cucerește reduta și nu invers. Din motivul ăsta n-am curtat niciun bărbat, n-am făcut propuneri niciunui bărbat, nu am venit cu tot felul de idei crețe în uh, relațiile cu bărbații pe care i-am avut, i-am lăsat pe ei să deschidă primii gura și după aia le-am arătat eu cum se face, știi? Dar nu, n-am fost refuzată de nimeni, am refuzat, în schimb, foarte mulți bărbați, am refuzat partide mai bune, poate, decât fostul meu soț, financiar vorbind, am refuzat oameni mai frumoși, Poate, am ref pentru că nu m-au atras la vremea respectivă. Am refuzat politicieni, am refuzat artiști, am refuzat oameni de afaceri și uh, inclusiv un milionar din India. Dar Adi... lucrurile astea nu se spun, adică nu o să vin niciodată să dau nume sau... Bine, dar un regret aveți? N-am nic absolut niciun regret. Așa trebuia să fie ca să ajungă omul de azi. Eu îi mulțumesc lui Silviu Prigoană pentru tot ce mi-a făcut. Că dacă nu-mi făcea toate lucrurile alea, eu nu mai eram asta de azi. Deci, totul a fost așa cum a trebuit să fie. Mulțumesc! În 2012, un scandal uriaș a izbucnit între dumneavoastră și Oana Zăvoranu, după ce ați recomandat să îl lase în pace pe Pepe, fostul ei soț. Vedeta a replicat imediat și a lăsat să se înțeleagă că ați fi de etnie romă. O citez pe Oana Zăvoranu. Știu de frustrările și răutățile acestei fetițe de cartier, Bahmunțean că ar fi trebuit să-și găsească pe cineva din etnia ei cu care să facă o partidă a romilor cu adevărat bună. De altfel, presa a scris că și fiul fostului dumneavoastră soț ar fi spus la un moment dat că ați avea origini rome. În 2013, în scandalul care s-a declanșat după moartea lui Ionuț Angel, băiețelul despre care s-a spus că ar fi fost omorât de mai mulți câini comunitari, Corneliu Vadim Tudor s-a alăturat și el celor care susțineau că ați avea rădăcini rome. Vreau să știu dacă v-au deranjat aceste declarații. Urmează întrebarea. Ce sânge vă curge prin vene? Nu curge sânge albastru prin venele mele, asta este clar, dar e un uh, sânge foarte, foarte fierbinte și foarte iute. Sunt un mixt cultural, e clar, nu sunt blondă, da. O parte din rudele mele sunt de etnie romă, o parte sunt români, o parte sunt de alte naționalități, dar nu cred că asta este important. Nu cred că în ziua de azi culoarea pielii este importantă. Nu mi-a fost niciodată rușine cu originile mele sau cu faptul că aveam pielea mai închisă la culoare. În schimb, am suferit foarte multe umilințe din motivul ăsta și nu văd de ce o persoană să fie pusă la zid pentru că este mai neagră sau mai închisă la culoare. Inclusiv un uh, coleg, uh, fost coleg de clasă din școala generală, care m-a urmărit până m-am urcat într-un copac, în pantelimon, și uh, a stat la um, baza copacului, nu m-a lăsat să mă dau jos vreo două, trei ore, a zis că nu, tu stai acolo că e un pom. Și vrea să mă bată, mă urca să mă pom și îmi spunea nu te dai jos, nu te dai jos. Până când în cele din urmă am văzut-o pe mama că venea de la uh, serviciu și m-a salvat. Uh, băiatul ăla este, sau era acum câțiva ani șofer la evenimentul zilei. Și când am intrat în redacție acolo și m-a văzut, i-am adus aminte. Zic, uite, vezi, eu sunt pe care tu ai ținut-o într-un copac trei ore. Uite cine sunt eu și uite cine... ce ai ajuns tu. Da, e adevărat, am simțit foarte multe umilințe din cauza culorii pielii mele. Să le fie rușine celor care fac așa ceva. Mulțumesc. Mergem cu o întrebare roșie. În 2013 s-a scris o pagină rușinoasă în istoria televiziunii, prin umilirea publică a Ioanei Tufaru, fica regretatei artiste Andaca Lugăreanu. Televiziunea lui Dan Voiculescu a filmat un reportaj la dumneavoastră acasă, după ce ați angajat-o pentru o zi pe Ioana Tufaru să vă lucreze în grădină. În reportaj, dumneavoastră o certați pentru modul în care arăta și îi spuneați așa. Când te speli, trebuie să te speli și în urechi. Cum să stai așa? De câte săptămâni nu te-ai spălat? Și cum să stai cu ghearele ale la picioare și cu mizerie între degete? Nu-mi vine să cred în mine să vomit. Nu mi se pare normal ca o femeie 30 de ani să fie în halul ăsta. Materialul a scandalizat opinia publică și a fost pentru prima dată când clienții de publicitate s-au delimitat de un program TV. În plin scandal, Ioana Tufaru a susținut că a știut de la bun început ce urma să se întâmple și că ea a acceptat să joace acest rol. Vreau să știu dacă, privind în urmă, considerați că au fost situații în care ați greșit sau ați exagerat. Urmează întrebarea roșie. V-a fost vreodată rușine? Nu mi-a fost rușine. Niciodată. Nu mi-a fost dușine de ceea ce am făcut la televizor și n-am avut de ce. În primul rând, erau lucruri programate. Această persoană n-ar fi avut cum să vină la mine acasă dacă n-aveam un scenariu prestabilit, cumva, da? La ora cu tare suntem la tine la poartă, tu ne deschizi ușa și urmează să facem aia și aia și aia. Cam ăsta era scenariul nostru. Mai departe, că a scandalizat... Uh, uh, regiile de publicitate mă depășește, dar gomoșii de la publicitate, uite, apropo cum se întoarce roata, cred că ar trebui să fie mai scandalizați de campania fake, inclusiv cei de la CNA. Da, Consiliul Național al Audiovizualului ar trebui să fie scandalizat de campania falsă de inducere în eroare a opiniei publice privind vaccinarea obligatorie din timpul pandemiei. Ni se spunea tuturor că vaccinul salvează vieți, că vaccinul este singura metodă să rămânem sănătoși. Astăzi aveți o dovadă? Că vaccinul am o dovadă, nu a da, vieți. numărul foarte mare de morți subite, există studii, există rapoarte făcute în mai toate țările europene. Ei, aveți dovezi că am vaccinul dovezi. nu. A salvat vieți? Am dovezi că a, fă, a făcut foarte multe morți subite și a avut foarte multe efecte secundare. Există aceste dovezi în foarte multe studii clinice. Dacă vreți, mi-o acest telefonul și vi le arăt. Nu despre asta vorbeam. Vorbeam despre faptul că gomoșii din țara asta și oamenii cu o braț subțire se uh, impacientează pentru niște probleme pentru care n-ar trebui să-și facă atea griji. Până la urmă era o emisiune educativă. La vremea respectivă, iar uh, campania de fake news din ultimii doi ani ar trebui să îi îngrijoreze mai tare pe cei care au luat bani ca să spună minciuni la televizor. Credeți că Ioana, a fost, Ioana Tufară a fost umilită? Cu sau fără scenariu, vă dau timp? Nu, nu a fost umilită. A acceptat să facă asta și uh, îi spusesem de mai multe ori când ne întâlnisem în platoul respective emisiuni să-și facă manicura Nu era greu. Am dus cu -am aminte că au dus o colegii și la un salon. Bine, mulțumesc! Continuăm cu o întrebare roșie. În 2013 ați devenit gazda emisiunii necenzurat și o obișnuită a amenzilor CNA. Printre cele mai cunoscute cazuri în care emisiunea a fost sancționată s-au aflat difuzarea unor înregistrări cu două minore care folosesc un limbaj injurios și dezbaterea vieții intime a fostului preot Cristian Pomohaci. Membrii CNA v-au criticat și pentru întrebările prea explicite pe care i le-ați adresat unui tânăr care trecuse printr-o operație de schimbare de sex. Presa a reținut și alte momente controversate din emisiune, citesc din articole. Adriana Bahmuțeanu a purtat o rochie lungă, albă, transparentă, care i-a lăsat la vedere lenjeria intimă. Sau, Bachmu a început să arate cum se face mișcarea din sâni, dovedind că are deja ceva experiență pe ritmuri orientale. Urmează întrebarea roșie. Derapați voit sau întâmplător? Nici atât nu derapez. Probabil aceste chestiuni la care vă referiți au fost cerute de presa de opinia publică din vremea respectivă. Dacă vorbim despre cazul Cristian Pomohaci, da. Am intrat în toate detaliile, nu numai în emisiunea mea, în toate emisiunile trustului în care am lucrat, pentru că am dorit să dezvăluim publicului adevărul despre acest preot despre care se spuneau la vremea respectivă foarte multe lucruri. Eu cred că mi-am făcut foarte bine meseria de jurnalist. Iar un jurnalist pune întrebări iscoditoare de fiecare dată. Nu mi-aduc aminte, în schimb, să fi fost vreodată cu lenjeria la vedere pe stradă sau să fi dansat pe ritmuri orientale, pe nu știu unde. Poate am dansat la o petrecere, dar este în mod sigur o exagerare a presei. Nici vorbă de așa ceva. Dacă ar fi existat asta, eram pe prima pagină în Într-o emisiune ați dansat. Am dansat și la petreceri și în emisiuni, dar asta nu înseamnă că am dansat într-un mod nepotrivit sau m-am îmbrăcat într-un mod nepotrivit. Mai mult, în tinerețea mea, era o celebră revistă pentru adulți pe care o conducea Dan Capatos. Eu nu m-am dus să mă prostituez în revista aia, deși mi s-a propus. Am preferat să stau în banca mea pentru că m-am gândit că o să-mi fie rușine să mă mai uit la mama și la tata dacă mă duc despuiată până ziare. Mi-am construit cariera fără să fie nevoie să mă dezbrac la televizor. Îmbrăcată. Mulțumesc. Ați fost criticată vehement pe rețelele de socializare pentru că nu ați marcat ca parteneriat plătit sau publicitate o postare în care vorbeați despre un ceai deslăbit, astfel încât cei care vă urmăreau să știe că ați fost remunerată ca să faceți reclamă acelui produs. Presa a subliniat că nici alte vedete nu își etichetau în mod corespunzător postări similare. Dumneavoastră ați replicat că, de fapt, promovați acel ceai din prietenie. Vă citez. Este opțiunea mea personală, nu văd de ce trebuie să o marchez. Eu ajut firmele românești, nu e reclamă mascată. Din moment ce legea nu mă obligă să marchez, de ce să o fac? Adelina Pestrițu, una dintre cele mai urmărite vedete din România pe Instagram, a declarat atunci că rețeaua de socializare te obligă să precizezi clar reclama plătită, iar mai nou, Anaful verifică toate contractele de publicitate pe care le încheie influencerii. Urmează întrebarea. Cât câștigați din online? Nu câștig din uh, online, pentru că nu prea fac reclame în online. Și ce promovez? Promovez conform conștiinței mele. Sunt uh, branduri ale unor prieteni. Produse pe care le-am încercat și pentru care nu încasez sume de bani. Dar am limitat la uh, minimum posibil aceste reclame. Tocmai pentru ca să nu mă acuze lumea că fac reclamă în mai știu eu cui. Nu câștig din online, în schimb publicația la care lucrez și care este o publicație online, da, are, a început să aibă niște venituri frumoase în urma activității pe care noi o prestăm în mediile online. În 2014, ați ajuns direct pe masa de operație din cauza unei ocluzii intestinale provocate de o hernie umbilicală. Cinci ani mai târziu, în 2019, ați ajuns din nou la spital cu aceeași problemă de sănătate, numai că de data aceea se agravase. Ocluzia intestinală vă punea în pericol viața, iar medicii s-au chinuit numai puțin de șase ore să vă salveze. Pe patul de spital, dumneavoastră ați avut o revelație, vă citesc. Poate sunt nemulțumirile sufletești pe care le-am strâns timp de ani de zile și pe care nu le-am verbalizat, nu am iertat. Din toată viața mea încălcită s-a produs o încurcătură de mațe în care doctorii au pus ordine. Mă simt echilibrată, ușurată. Urmează întrebarea. Ați plătit cu sănătatea prețul unei vieți zbuciumate? Nu. Mm. Nu, numai că m-am resimțit după trei uh, sarcini, una după alta. Adică am avut. Uh, am fost gravidă de trei ori, la perioade foarte scurte, și uh, lucrul ăsta, da, mi-a afectat uh, sănătatea pentru că, la un moment dat. Uh, am făcut o ocluzie intestinală, mi-a fost pusă o plasă pe burtă, cum se zice, știu, o plasă de protecție, numai că, deși o plătisem cu bani grei, doctorul a comandat o plasă prea scurtă. Era mai scurtă decât abdomenul meu. Și m-a anunțat când am ieșit din operație. Știți, totul a ieșit bine, dar plasa a fost mai scurtă. Drept urmare, ce s-a întâmplat? Plasa aia s-a îmbârligat în jurul unui maț. Și a trebuit să ajung a doua oară pe masa de operație, să mi se refacă peretele abdominal și să mi se pună de data asta două plase mult mai solide dintr-un aliaj mai cumva. Nu, n-am plătit uh, prețul nesăbuințelor cu sănătatea mea, dar uh, am uh, avut, uh, cât, cât am fost gravidă, am avut o perioadă mai grea. Cu Eduard, cu cel mic, am stat uh, la pat aproape 5 luni acasă tocmai ca să nu-l pierd, să țin sarcina până la termen. Și mișcam doar ochii din cap sau mă duceam până la toaletă și mă întorceam înapoi în pat, iar la aplica din perete aveam perfuziile. Deci nu mi-a fost ușor deloc. După ce am născut, nu mai puteam să merg. Mi se atrofia să rămușchi și a trebuit să învăț să merg din nou. Mergeam susținută sau cu un cadru din ăla. Pentru că nu mai puteam să pășesc. A fost mai dificil, dar acum mi-am revenit.

V-ați declarat o adeptă a operațiilor estetice și nu v-ați ferit să dați detalii despre ele, inclusiv despre intervenția de rejuvenare intimă pe care v-ați făcut-o. În 2014 spuneați că aveați deja mai multe intervenții estetice, printre care una la nivelul bustului. În 2016 ați anunțat un adevărat maraton de înfrumusețare în care urma să vă corectați. Buzele, gleznele, aripioarele, posteriorul, nasul și din nou sânii. Vă citez. Până acum a fost doar încălzit. Eu vreau să arăt bine, în rest îl las pe domnul doctor. A spus că o să facă o scultură. În același an, declarați cu mândrie că ați ajuns la 20 de operații și că dețineți recordul la acest capitol în rândul vedetelor autohtone. Apoi, în 2018, ați adăugat alte șase intervenții de înfrumusețare într-o singură zi. Sincer, eu le-am pierdut șirul. Urmează întrebarea. Câte operații estetice aveți în total? Păi am o operație la bust și am de acum vreo patru ani un acid hialuronic la buze, dar a capsulat și a rămas așa. Între timp doctorul meu, din păcate, a murit și n-am mai făcut atâtea intervenții estetice de cât s-a scris în presă. Vis-a-vis -vis de rejuvenarea asta, că m-a creierit toată lumea cu povestea asta, nici vorbă de așa ceva. Vreau să facem o rectificare, să înțeleagă bine uh, toți oamenii. Acolo filmam un proiect pilot pentru o emisiune. E o emisiune similară în Anglia cu o tipă care vorbește despre... face un fel de educație sexuală într-o emisiune de televiziune. Nu există rejuvenare în ceea ce mă privește. Eu m-am dus la un doctor care avea un tub cu ozon, cu un gaz. Ozon. Eu... Înțelegi? mi-a mi făcut o nici infiltrație, nu se poate spune. O aerisire <gântări> cu ozon. Acel doctor, cum, de altfel m-a și băgat și mi-a făcut în tot, pe tot corpul o saună cu ozon. Deci era un furtun care băga ozon în, acea, în acel loc din corp. Mulțumesc. Nici vorbă de operații sau de... Nu. Sunt cum m-a mama natură, la fel, nu am intervenit cu nimic să modific ceva pe acolo, n-am injecții, n-am botox, nu am acid hialuronic în față, nu. Mulțumesc, Dumnezeu, mă ajută natura, mă ajută gena. Și n-am exagerat neapărat cu operațiile estetice. La mine au fost multe operații medicale. Deci, Poate din motivul ăsta iar s-a înțeles greșit că nu sunt campioana operațiilor estetice. Nu, sunt campioana, din păcate, a unor greșeli medicale pe care le-am corectat sau am corectat ceea ce natura nu a lăsat tocmai bine. Nasul este așa cum știe tot românul, de timp, 25 de ani, dar mi-a scos polipii acum câteva luni. Deci e o operație pe interior și... Din păcate, polipii se refac și operația trebuie refăcută anual. Asta este. Deci nu sunt regina operațiilor estetice. Bine, mulțumesc. Mergem mai departe cu o întrebare roșie. În 2020, la 46 de ani, erați divorțată și aveați în spate un cir lung, de căsnicii eșuate și de procese care au dus în cele din urmă la custodie, iată, comună pentru cei doi copii. În izolarea din timpul pandemiei, ați avut mai mult timp pentru reflexie și introspecție, astfel încât ați spus așa: După mulți ani, am înțeles că traumele copilăriei lasă urme adânci în viața adultului și iată cum eu am căutat parteneri abuzivi și severi, autoritari ca și tatăl meu, și am înghițit și am îndurat atunci când cineva mi-a făcut o nedreptate. M-am vindecat. Am încetat să mai judec oamenii. Am făcut pace cu trecutul. Nu pot să nu remarc faptul că violența pare să fie o constantă în viața dumneavoastră. Fie că vorbim de tata, de primul soț sau de fostul iubit grec, Împotriva căruia ați cerut ordini de restricție. Vreau să știu ce loc a ocupat bătaia în viața dumneavoastră. Urmează întrebarea roșie. Ați trecut peste abuzurile din copilărie? Sigur că da. Am trecut peste toate abuzurile din viața mea. Da, e adevărat, pe vremea mea asta era. Era și un proverb cu bătea ruptă din rai. Uite că nu e ruptă din rai. Am suferit în urma relațiilor abuzive din viața mea și îmi doresc din suflet să se oprească acolo unde s-au oprit. A trebuit să mă schimb eu pe mine ca să atrag un alt gen de persoană. Până nu te schimbi și nu te vindeci. În, ce sens? în sensul că am făcut terapie mai bine de 2 ani. Și cum v a schimbat? m-am regăsit pe mine, m-am liniștit. Am înțeles că nu... Acum știu să cunosc mult mai bine oamenii. Poate m-am și maturizat. Și înțeleg când o persoană este abuzivă sau e o persoană caldă și așa cum trebuie să, să, fie. Deci au fost doar experiențe din care am avut de învățat. Cum erați și cum ați devenit? Eram și eu la fel de, poate la fel de abuzivă sau cumva de... Uh... Centrată pe partea negativă, poate eram mai răutăcioasă, poate, nu știu. M-am schimbat pe mine și am schimbat și uh, realitatea din jurul meu. Când s-a produs declicul? În ultima etapă a pandemiei. Deci, recent. Cum? Repet, am făcut psihoterapie, am fost și în depresie. Ce să-ți mai spun? Până nu te vindeci până nu intri în rănile sufletești și nu le vindeci, nu ai cum să devii cea mai bună variantă a ta. Eu acum mă simt că am devenit cea mai bună variantă mea. Și de aici încolo pot să fiu ceea ce îmi doresc eu să, să fiu pe mai departe. Dar până nu-ți vindeci trecutul, până nu-ți vindeci rănile, n-ai cum. Bine, mulțumesc. Chiar dacă vă temeți de apă și de înălțime, ați ales să participați la o emisiune care v-a obligat să luptați exact cu aceste frici. Vă citez. Dacă eu nu intru în competiție cu mine, atunci cine intră? Eu am venit aici să-mi depășesc propriile temeri. Ați sărit în bazin, din prima încercare, de vetramburina de 5 metri și chiar dacă nu ați câștigat concursul, curajul dumneavoastră a fost apreciat atât de juriu, cât și de public. Vreau să știu cu ce alte fobii v-ați mai lupta în fața camerelor? Urmează întrebarea. Ce frici mai are Adriana Bahmuțeanu? Astăzi am scăpat de toate fricile. N-am nicio frică, pentru că, repet, le-am vindecat. Știi care e paradoxul? Noi ne naștem cu două frici fundamentale. Frica de zgomot, deci bebelușul, copilul mic, da? Are o frică de zgomot când aude un zgomot așa, sau frica de înălțime, de a cădea în gol, da? E, după aia acumulăm de-a lungul vieții alte frici. Frica de boală, frica de sărăcie, frica de ce o să spună lumea, frica de eșec, frica de mai știu eu ce, da? Toate astea sunt dobândite. De ce? Pentru că aparținătorii, familia, prietenii, anturajul încep să spună hai grijă, pune banii la ciorap, că banii se câștigă greu să nu ajungi sărac la bătrânețe. Și de aici, uite cum vine frica de sărăcie. Sau ai grijă, ține de căsnicia ta, să nu rămâi singură. Și uite de aici, frica de singurătate. Sunt multe persoane care stau în căsnicii toxice, în relații toxice, din cauza fricii de singurătate. Ai grijă ce vorbești și cum te porți. Ce o să zică lumea? Sunt foarte mulți oameni la fel care sunt, își pun o mască socială, iar acasă își schimbă total comportamentul. De ce? Pentru ca să nu-i vadă lumea cum sunt ei de fapt. Și aici includem inclusiv abuzatorii, cei care au de-a pedofilii și așa mai departe, au în societate o mască care îi face cei mai simpatici oameni de pe planetă. Dar ei, de fapt, în camera lor din spate de acasă, sunt niște persoane cu totul groaznice. De asta zic, e foarte bine când scap de fricile astea, e foarte bine când încep să-ți trăiești viața din plin. Aici și acum contează. Fiecare moment pe care eu îl savurez din viața mea. Și vă sfătuiesc și pe voi să faceți la fel. Să savurați fiecare clipă. Nu știm ce se întâmplă mâine. Și e păcat să trăim cu frică. Cine trăiește, de exemplu, cu frică de moarte? Are o frică de viață Are o frică să-și trăiască propria viață Trăiți-vă viața, fraților Aici și acum e important Momentul de azi Atât, punct Mulțumesc În 2015 Silviu Prigoană v-a acuzat că ați fost la vrăjitoare și că i-ați făcut farmece. Îl citez. Am găsit în casă o carte de vrăj, ba chiar aveam pe la colțurile camerelor și pe la fotolii sare și smocuri de păr. Asta cu smocurile de păr am înțeles că e de rău. Dumneavoastră ați declarat că sunteți o femeie cu frică de Dumnezeu și că nu vă ocupați deloc cu magia. În schimb, credeți în energii negative. Ați spus așa. În câteva luni mi s-au ars două televizoare. Femeia spăla vasele în bucătărie și a căzut lustra din tavan. Nu mai știu ce să mai fac. Se aud noaptea zgomote ciudate. Am chemat preotul, am sfințit casa, vine și un miros urât. Am astupat toate canalizările. Acolo sunt niște entități și ele trebuie liniștite. Urmează întrebarea. Ce au spiritele rele de împărțit cu dumneavoastră? Absolut nimic. Nu. E eu, o eu prostie, e la fel o afirmație gratuită și răutăcioasă pe care nici nu vreau să o, o comentez pentru că n-am de ce să o comentez. Uh, nu mă ocup cu lucruri de genul ăsta, dar îmi place să am o casă curată, îmi place să am o casă purificată. De exemplu, aprind bețișoare, aprind lumânări în casă, inclusiv pun sare pe pragul de la intrare. Și astăzi, împreună cu soțul meu, punem amândoi sare, aprindem lumânări, ne rugăm. Ce rost are sarea? Pusă să, de să purifice spațiul în care locuiești. Și sunt foarte mulți oameni care uh, fac asemenea terapii. Dar nici vorbă de altceva. Sunt terapii de purificare sau de protecție? Sunt terapii de purificare, de protecție, sunt de regulă terapii complementare. Inclusiv o baie cu sare te face să te simți mai bine, da? Și cu niște uleiuri din astea aromate. E ceva rău în asta? Da, avem și acum sare în casă și e adevărat și acum mai ca de părul. Deci soțul meu mai găsește și astăzi smocuri de păr prin casă, dar nu se supără. Mulțumesc! În 2020, în plină pandemie, ați devenit masteran în psihologie clinică la o Universitate Privată și consilier de dezvoltare personală pentru familie, parenting și divorț. Tot atunci când eram izolați în case, dumneavoastră ați oferit consultații online și spuneți așa Am câteva cliente cărora cred eu le-am fost de ajutor în această perioadă și nu numai. Vreau să știu cât v-au ajutat studiile de specialitate ca să vă înțelegeți pe dumneavoastră personal. Enorm! Urmează întrebarea. Sunteți un bun psiholog? Eu zic că acum da, psihologia e o profesie de maturitate și cred că în momentul ăsta, la cât am studiat, pot să deslușesc mai bine psihicul uman și mă consider, da, un bun psiholog. De altfel, chiar râd cu colegii uneori pentru că le spun, cu tare e cam așa și cu tare e cam are tendința de așa și se dovedește în timp că am, că am dreptate nu că mă laud, dar mă laud și eu puțin în primul rând m-au ajutat pe mine toate aceste cursuri și formări pe care le-am făcut, m-au ajutat să mă descoperi pe mine eu cea adevărată dar eu am vrut să învăț ca la carte cum se face îi sfătuiesc pe cei care ne privesc să meargă la un specialist ori de câte ori au o problemă sufletească nu găsești rezolvarea nici la vrăjitoare, nici la guru, nici la șamani, nici la oameni care promit că fac o magie de pe o zi pe alta și că te vindecă. Nu există magie de pe o zi pe alta. Sunt, de fapt, niște șarlatani care vor să ia banii oamenilor. Dacă un om are o astfel de problemă, îi recomand să meargă la un psihoterapeut bun, pentru că e un proces de durată, un proces de minim câteva luni, dacă nu chiar ani. Îmi spuneați că în pandemie când s-a produs declicul. Da. În pandemie, de, de altfel, uh, pentru că oamenii au fost nevoiți prin împrejurări să stea mai mult timp împreună, au fost și cupluri care nu s-au mai înțeles. Și am primit, am intrat pe mai multe grupuri din astea de suport, de ajutor, și primeam, mă, mă căutau cele care doreau să divorțeze. Și eu zic că le-am dat și sfaturi bune, le-am și liniștit, pentru că nu e bine să te desparți într-o perioadă din asta de, de criză foarte mare, cum a fost această perioadă a pandemiei. După ce trece furtuna, stai cu picioarele în apă rece și te gândești dacă mai vrei să fii cu acea persoană sau nu. Nu în timpul furtunii. Vă dau timp. Da. Deci eu zic că am fost de ajutor oamenilor și în continuare sunt de ajutor oamenilor. Și de-abia mă așteaptă cei cu care lucrez să le fiu aproape. Și mă bucur asta. <coughs> mă bucură că am reușit să mă ajut pe mine, în primul rând, și că, uite, pot să-i ajut și pe, și pe alții care sunt într-o situație dificilă. Bine, mulțumesc. Pe lângă cariera de televiziune, ați cochetat și cu lumea filmului și ați apărut în lungmetrajul Magnatul și în serialele La Urgență și Cultur. Ați intrat și în lumea afacerilor fostului soț ca acționară în mai multe firme, din care v-ați retras ulterior. Ați condus Etno TV și Taraf TV, însă ați rămas și fără acțiunile de la aceste televiziuni, care vă fusese răpromise, dar pe care nu le-ați mai primit. V-ați încercat norocul în afaceri și pe cont propriu, dar după câțiva ani de activitate ați vândut mult mediatizată afacere cu haine pentru că va aducea mai multe datorii decât profit. Urmează întrebarea. La ce se pricepe cel mai bine Adriana Bahmuțeanu? La prima mea iubire și anume jurnalismul. Acolo, deci ăla e un microb care odată intrat nu mai iese... Never ever. În vecii vecilor, amin. Poți să-i dai și cu aghiazmă, poți să-i dai și cu uh, ce vrei tu. Dar nu, nu te vindeci de, de acest microb. E adevărat, în viață mi-am dorit mai mult. Am făcut o afacere împreună cu prietena mea. A venit pandemia și a trebuit să închidem atelierul de haine. Nu că nu aveam uh, cui să mai vindem rochii de seară, dar nu mai circula nimeni pe stradă, se închiseseră restaurantele. Am închis-o ca să nu... Să nu stăm degeaba, n-am făcut contracte din astea cu măștii, cu tot felul de lucruri din astea, am închis și am plecat acasă. Dar știi cum e, omul că trăiește, încearcă. Mi-am încercat norocul și în aceste afaceri. După ce am apărut noi, la câțiva ani au apărut foarte multe firme care aduceau haine pentru femei plinuțe la un sfert de preț față de cum le confecționam aici în România, le aduceau din China, deci a început să scârție afacerea noastră, dar am deschis un, un trend. Eu zic că am fost deschizător de drumuri în multe domenii și îmi pare rău că nu m-am înțeles cu fostul meu soț, dacă am fi făcut echipă, acum eram mult mai bogați și mult mai puternici. Împreună. Din păcate, nu s-a întâmplat asta și îmi pare rău, de exemplu, că mi-am lăsat emisiunea mea de aici de la Canal D ca să mă duc la firma soțului. Pentru că, în momentul în care am divorțat, a doua zi m-a și dat afară. Dacă rămâneam aici, pe teren neutru, cum se spune, la această frumoasă televiziune, n-ar fi putut să mă mai dea afară. Dar asta s-a întâmplat, a fost greșeala mea la vremea respectivă. Ce vrei? Omul din greșeli învață. Mulțumesc. Mergem cu ultima întrebare. Emisiunile prezentate de dumneavoastră au fost amendate de mai multe ori de CNA din cauza subiectelor dezbătute și a modului în care vă tratați invitații. Sancțiunile CNA dar și prezența pe prima pagină a tabloidelor cu un șir interminabile scandaluri v-au afectat imaginea. De exemplu, în 2010, clujenii au lansat o petiție publică prin care contestau alegerea dumneavoastră ca prezentatoare a balului operei din orașul lor. Citesc din petiție. Suntem împotriva manelizării urbei și a acestui eveniment la care participă seniorii cetății și nu considerăm că Bahmu este persoana potrivită să prezinte acest prestigios eveniment al vieții culturale clujene. În prezent. În televiziune există reguli stricte care interzic atacurile la persoană și derapajele legate de limbaj vulgar, violent și discriminatoriu pe care toate producțiile TV sunt obligate să le respecte. Astăzi, dumneavoastră nu sunteți parte din niciun proiect de televiziune. Urmează întrebarea. Mai are loc Bahmu în televiziune? Da, ce crezi? Emisiunea mea începe săptămâna viitoare. Adică, mă rog, când o să dai tu pe post chestia asta, emisiunea mea va fi deja începută. Bahmo are loc în televiziune. Vreau să fac câteva clarificări. Vreau. Apropo de atacul la persoană, când a venit aici fostul meu soț, m-a atacat foarte tare în emisiunea asta, în 40 de întrebări cu Denis Rifai. Nu mi s-a dat dreptul la replică. Nu că aș fi dorit neapărat, dar a fost anfer și m-am simțit jignită și expusă într-un fel și s-au spus despre mine foarte multe neadevăruri. Da? Hai să luați un zvon din presă și să-l facem știre. Nu, un zvon rămâne zvon și o știre este știre. E diferența între zvon și știre, cum este diferența între o știre reală și un fake news. Apropo de aburiți ăștia de la Cluj cu evenimentul lor, la care nu mai invita nimeni, nu știu cum a apărut această știre în presă, dar eu mi-aduc aminte că pe vremea aia aveam cinci emisiuni pe săptămână și nu cred că mi-aș fi permis să mă duc la Cluj să prezint gașca lui Gala lui Pește Prăjit. Am citit după aceea cine a dat declarații. Este un personaj absolut sinistru care a dus nu știu câte fete din România la produs în străinătate. Eu cred și o susțin în continuare și dacă voi intra în politică, asta va fi platforma mea electorală. Eu susțin legea prostituției. Eu vreau ca în țara asta să existe bordeluri legalizate și pentru fetele care practică cea mai veche meserie din lume să existe un cadru legal în care ele își pot desfășura această ocupație, fiind consultate de către medic, cu carte de muncă și cu o bătrânețe liniștită când se retrag la garaj cu kilometrajul de peste. Care este cel mai mare regret al dumneavoastră? N-am niciun regret. Viața mea este suma a greșelilor mele sau a încercărilor mele sau a lecțiilor mele care m-au făcut ceea ce sunt azi. Mulțumesc, Adriana, Mulțumesc. pentru prezența aici la 40 de întrebări și care ne urmăresc. Văd pe ecrane un tabel. Ați răspuns tuturor celor 40 de întrebări pe care vi le-am adresat și n au mai rămas la dispoziție 12 minute. Dacă sunt chestiuni um, pe care vreți să le adăugați, dacă sunt detalii ce mie mi-au scăpat, dacă sunt chestiuni pe care pur și simplu doriți să le dezvăluiți, acum este momentul și după aceea va urma evaluarea mea. Acum ori niciodată, nu? Păi întreabă-mă tu ce vrei să mă întreb, că la mine e ca ce în gușă și în căpușă. Eu n-am de ce să mă oferez, nu m-am niciodată de întrebări, am răspuns întotdeauna oricărui tip de întrebare și sunt o carte deschisă. Cred că atunci când ți asum să fii persoană publică, prezentator de televiziune, actor și așa mai departe, trebuie să fie o carte deschisă. Nu e cum să-ți minți publicul, nu e cum să-ți minți audiența, pentru că oamenii simt minciuna, trece pe ecran. Da, și până la urmă se dovedește că ipocrizia dăunează grav uh, carierei. Toate mincinoasele și toți mincinoșii care au apărut din toate domeniile, politică, artă, mass media și așa mai departe, uite că au avut zilele numărate și s-a dovedit că astăzi nu mai reprezintă uh, nimic în societate. sau au dat la fund, cum se spune. Tot ceea ce eu mi-am dorit să vă întreb, v-am întrebat și mi-am dorit tare mult ca prin intermediul acestei emisiuni publicul telespectator să vă cunoască așa cum sunteți dumneavoastră. Prin formatul emisiunii ne aducem în fața invitatului informații care au fost scrise, care se regăsesc în spațiul public, sunt uh, aceste uh, pasaje corecte sau incorrecte, pe care invitatul meu le vede și are posibilitatea să își spună adevărul lui. Fiecare invitat al meu, aici la 40 de întrebări, vine și spune povestea lui. Urmează evaluarea mea. Mi-a plăcut și am reținut uh, această sintagmă pe care ați folosit-o de mai multe ori, aici și acum. Uh, mi-a plăcut că ați spus mereu despre dumneavoastră: că sunteți o femeie care a trebuit, a știut și a reușit să se descurce. Îmi place foarte mult modul în care dumneavoastră vedeți um, um, modul în care o femeie trebuie să își organizeze viața, să rămână independentă și să țină de familie. Eu vă mulțumesc pentru că ați venit aici la 40 de întrebări, și pentru că, în niciun moment, nu a existat niciun fel de discuție. Cu privire la întrebări. Eu nu dau întrebările, dar nici dumneavoastră nu mi le a șerut în niciun moment. Nu, dar chiar te-am întrebat în culise că am trăit cu senzația asta că sunt foarte. și mie mi se întâmplă. Sunt mulți oameni care vor să afle, invitați, vor să afle dinainte întrebările ca să se pregătească. Eu nu pot să mă pregătesc. Adică, și dacă mi-ai fi dat întrebările dinainte, eșea varză. Înțelegi? Nu pot să fac acest lucru, nu o să-l fac niciodată. Um, și vă mulțumesc că ați înțeles și că sunteți aici la 40 de întrebări. Vă doresc succes. Ca în fața nu marii agunări naționale. Mulțumesc. De deci ce este loc pentru mine în televiziune? Și probabil, da, pentru că e o meserie care îmi place. O să ies la pensie de la televizor. Mai e mult până atunci. Mai e, dar never say never, de ce nu? Cred că vezi asta trebuie să învățăm noi. Americanii respectă vedetele. La noi, dacă treci de 40 de ani ești considerată bătrână urâtă, nu mai e ce să cauți. Știi, dar până la urmă toți ajungem acolo, o să dea Dumnezeu să ajungem nu la 40, la 60, la 80. Bătrânețea începe pe la 65 de ani, da? Deci nu văd de ce o femeie de 40 de ani trebuie să fie umilită că este bătrână. Este un lucru impardonabil ce se întâmplă în uh, România. În alte țări e considerată o doamnă bine și atât. La noi e, e o problemă. Eu n-am nicio chestie, că adică, uh, la mine vârsta e trecută pe rețelele sociale, nu mă interesează prostiile astea. Dar mi se pare jignitor. Adică un bărbat burtos la 50 de ani este macho -man, dacă are bani în portofel, o femeie la 50 de ani, oricât de aranjată, îngrijită ar fi, e o babă. E urât. Deci trăim totuși într-o societate misogină care ar trebui cumva să... Să cu o mentalitate să se care încetul cu încetul se, se va schimba. Să sperăm, da, doamne, ajută Mulțumesc, mulțumesc frumos! Mulțumesc mult, Adriana Bahmuțeanu, pentru că ați fost alături de noi, dragi telespectatori. Am ajuns la finalul între emisiunii 40 de întrebări. Săptămâna viitoare vom fi din nou în fața dumneavoastră cu un nou invitat și cu noi întrebări. Mulțumesc pentru atenție. La revedere!